Bună seara, bine v-am găsit, vă spunem din studioul Alfa Omega TV la o nouă ediție a emisiunii Calea, Adevărul și Viața. Tema acestei emisiuni, revărsarea Duhului Sfânt în vremurile de pe urmă. Despre Duhul Sfânt, acum în perioada aceasta dintre Paște și Rusale și Cincizecime. Și pentru această emisiune avem alături de noi, pe obișnuiesc să zic, doi prieteni ai noștri, ai studioului Alfa Omega TV, ai dumneavoastră, dar cred că și prieteni ai Duhului Sfânt, fratele Florin Dan din stânga mea, care slujește în Bihor, și fratele Ilie Popa, care slujește și în Suceava și în Viena. Bine ați venit la această emisiune. Cred că ați fost prezent la multe emisiuni despre Duhul Sfânt într-o formă sau într-alta și mulți se întreabă ce mai este despre Duhul Sfânt de spus. O să fie și alte lucruri de spus, dar vrem să ne gândim, frate Florin, în mâna Domnului pentru această emisiune. Noi, cei din platou, cei din regia tehnică, sistemul de transmisie care asigură emiterea acestui program și să încredințăm și pe cei care ne urmesc în mâna Domnului ca Domnul să le vorbească prin Duhul Sfânt în această seară. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Asta credem, că putem să așezăm în seara asta numele Tău de Adonai peste emisiunea aceasta, peste noi aici în platou, peste întreaga echipă care stă în spatele acestei emisiuni și, bineînțeles, pe toți cei care ne vor urmări în această seară. De aceea, Duhule Sfinte, pentru că e vorba despre Tine, uimește-ne în această seară, surprinde-ne prin felul în care ai pregătit lucrurile să faci pentru gloria Tatălui din ceruri, în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Frate Florin, vă întreb pe fratele Florin, chiar v-am auzit acum rugăciunea aceasta, a spus și a rugat și Tatălui și în numele Domnului Iisus Hristos și Duhului Sfânt, mulți spun, eu mă rog Tatăl nostru Tatălui, e bun, e corect. Adică mă rog în numele Domnului Iisus, mă rog la Domn, Doamne Iisuse, atinge-te, fă, rezolvă. Mai puțin se roagă la Duhul Sfânt. Așa o explicați, o încurajare pentru cei. E corect, e biblic să te raționezi în rugăciune și cu Duhul Sfânt, așa că ai introduce la această emisiune. Sau mai bine să ne rugăm noi Tatălui nostru Ceresc că e corect și sănătos. În momentul în care ne rugăm Tatălui, e dumnezeire. Ne rugăm Domnului Iisus, e dumnezeire. Ne rugăm Duhului Sfânt, e dumnezeire. Doar că în momentul în care mintea noastră percepem, dacă Dumnezeu Tatăl este suveranul, este cel atotputernicul, Domnul Iisus Hristos ne-l imaginăm ca cel care a fost Mântuitorul nostru, iar despre Duhul Sfânt spune că e cu noi și în noi în fiecare zi. Acum nu spun că Dumnezeu Tatăl e undeva departe și Duhul Sfânt e foarte aproape. Dar în momentul în care avem cunoașterea lui Dumnezeu ca Trinitate, așa cum îl descrie Sfânta Scriptură, eu cred că noi putem aborda atât de aproape și putem să ne apropiem de Dumnezeu cu orice fel de apelativ. Atâta vreme că Domnul Iisus ne-a învățat asta. Să zicem, să nu mai mergem pe varianta Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov, ci să zică Tatăl nostru, Tăticule, Duhule Sfinte, Doamne Iisuse. E omul și același lucru la urma urmei când vorbesc despre dumnezeire. Și simt asta, având în vedere că Duhul Sfânt este cu noi. Simțim asta și oricine poate să spună că în momentul în care simți pe Duhul Sfânt cu tine, de ce să nu vorbești cu El? E colaboratorul nostru, e partenerul nostru de drum. Domnul Iisus spunea, va veni un alt mângăietor. Exact cum aș vorbi cu Domnul Iisus acum 2000 de ani, vorbesc cu Duhul Sfânt ca și cum e acum cu mine. Și chiar, da. Acum, și chiar e aici cu noi. Puteți să adăugați ceva? Într-un fel, vrem în prima parte să reîmprospătăm niște informații care le-am tot avut aici în diverse emisiuni. Am și eu un prim tabel. Vă rog să comentați. Persoana Duhului Sfânt. Duhul Sfânt e parte în Sfânta Treime, așa cum a explicat fratele Florin. Nu este o influență, cum zic unii, o putere, o forță, ci este o persoană. Gândește, simte, are voință, are capacitatea de a bucuri, dar vorbiți puțin despre Duhul Sfânt ca persoană, nu ca energie, ca putere, ca forță. Deci Duhul Sfânt este Dumnezeu. 2 Corinteni 3:17 spune că Dumnezeu este Duhul, deci Duhul Sfânt este Dumnezeu. Aș vrea să continui ideea fratelui Dan. Noi când ne rugăm Tatălui, noi ne rugăm practic Sfintei Treime. Sfânta Treime ne adresăm în mod egal la Sfânta Treime, fiindcă Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt sunt una în mărturisirea lor, sunt una și ei locuiesc în ființa noastră. Sfânta Treime locuiește în ființa noastră. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Deci Duhul Sfânt este o persoană distinctă
Nu este, este o persoană. Biblia vine și spune că la botezul Domnului Iisus Hristos, iar Domnul Iisus în apa botezului, Tatăl a vorbit din cer și Duhul Sfânt în chip de porumbel a fost revelat. Și Duhul Sfânt poate fi întristat, Duhul Sfânt poate fi stins. Noi putem avea părtășie cu Duhul Sfânt. Nu poți avea părtășie, 2 Corinteni 13 cu 14, Harul Domnului Iisus și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin. Domnul Iisus spune, când va veni Duhul adevărului, când va veni, și El a venit, El îl va proslăvi pe Domnul Iisus Hristos. Cum îl va proslăvi? Se pune o întrebare, cum îl va proslăvi? Deci, pur și simplu, ne deschide ochii inimii noastre și vedem pe Domnul Iisus Hristos în toată gloria Lui și în toată sfințenia Lui și ne dăm seama că El este Mântuitorul nostru personal, ne iartă păcatele, dar în același timp noi ne uităm la sfințenia Domnului Iisus Hristos și Duhul Sfânt ne convinge pe noi de păcat, de păcătoșenia noastră și ne pocăim. Am așa o întrebare. Fratele Florin a pomenit de... Noi nu le rugăm ca în vechime la Dumnezeul lui Isaac, Avram, Iacov. Era o rugăciune evreilor, evrei, tipic evreiască. Dar și mulți spun, Duhul Sfânt distanță pe Duhul Sfânt numai de la Rusalii încoace, de la cincizecime încoace. Așa, a fost Duhul Sfânt prezent și în Vechiul Testament, dar avem și un tabel, dacă îl putem pune între timp pe ecran, despre Duhul Sfânt în Vechiul Testament. 2-3 gânduri a fost. El s-a apărut pe scena religioasă, pe scena omenirii, numai la Rusalii. Apare chiar în primul capitol al Scripturii, vorbindu-se despre Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor, da? Atunci când nu avea nicio formă, nu avea nicio viață pământul și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeirea, Duhul de viață a lui Dumnezeu. Citim apoi în Vechiul Testament cam, nu cred că există o carte a Vechiului Testament, poate mai puțin, care să nu vorbească despre lucrarea, implicarea Duhului lui Dumnezeu în viața oamenilor lui Dumnezeu. Pentru că așa cum zicea și fratele Ilie adineauri despre Duhul Sfânt în viața Domnului Iisus, eu cred că ceea ce a făcut pe Domnul Iisus ca o persoană specială, puternică, din toate punctele de vedere, că asta știm că Iisus a fost în primul rând, a fost om, că s-a născut ca om și în al doilea rând a fost și Dumnezeu, pentru că era Fiul lui Dumnezeu, da? Dar ceea ce a făcut din Iisus Hristos, persoana specială, exact cum zice în Fapte 10, Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt pe Iisus, l-a făcut o persoană specială, a fost de fapt Duhul Sfânt, persoana Duhului Sfânt. Dar ca să ne punem acum să discutăm despre Vechiul Testament, ne ia o emisiune întreagă, pentru că acolo Duhul Sfânt venea asupra unor oameni, făceau diferite lucrări sau proroceau sau aveau însărcinări speciale și Duhul Sfânt se retrăgea. Deci nu putem vorbi în Vechiul Testament de o absență a Duhului Sfânt. Eu am un tabel Duhul Sfânt în Vechiul Testament și am identificat exact 4 lucruri. A fost prezent la creație, cum s-a spus. Da? A fost parte din transmiterea unui mesaj divin că trebuie prin prorocii lui în diverse rânduri. A fost parte din slujirea divină a ungerii liderilor și a fost parte din îndrumare către grâncioșenie, prăvenire interioară. A lucrat puternic și în Duhul Sfânt, așa și în Vechiul Testament, cum am încercat noi să sintetizăm. Dacă ar fi să luăm o grămadă de personaje ale Vechiului Testament, vom observa factorul Duhul Sfânt prezent în viața lor. Fie că au compus cântări sau au fost ca și David, fie că au avut înțelepciune ca și Solomon, fie că au avut putere ca și Iosif, înțelepciunea dată de la Dumnezeu. Și sunt o grămadă de exemple. Deci nu putem vorbi de o absență a Duhului Sfânt în Vechiul Testament. Pentru că mulți care împart așa istoria, Tatăl Ceresc, poate Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt de la Rusalii încoace, împart mai schematic cele două lucruri care greu să le... E o Sfântă Treime care a fost permanentă. Permanent. Și acum, dacă cu îngăduință și fratele mai un comentariu, mai am un tabel 5, dacă tot reușim să-l punem pe tabel, Iisus și Duhul Sfânt, exact ce s-a început spune aici despre Iisus și Duhul Sfânt, au fost și ei împreună, nu numai s-a ridicat Domnul Iisus la cer și Duhul Sfânt a venit după aceea și ei doi nu s-au întâlnit niciodată. Citesc foarte repede, la nașterea lui Iisus, la botezul lui Iisus, la ispitirea lui Iisus de către Satana, la slujirea lui Iisus, promisiunea lui Iisus despre Duhul Sfânt, învierea lui Iisus, înălțarea la cer, revelația lui Iisus despre poporul lui și revenirea lui Iisus. În toate aceste lucruri este implicat Duhul Sfânt. Am încercat să sintetizez rapid Duhul Sfânt și Domnul Iisus Hristos. Fratele, niciva gânduri așa legat de... Ne preocupă acest lucru. Să nu rămânem la ideea că Duhul Tatăl Ceresc, Iisus și Duhul Sfânt, ei sunt Sfânta Treime și sunt în permanență. Diferența între noul legământ, diferența dintre noi astăzi
Și slujitorii sau oamenii, profeții din Vechiul Testament este aceasta. Ioan 14:16. Și eu vă ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâitor care să rămână cu voi în veac. El ne-a dat. A fost trimis Duhul Sfânt. Și versetul 17, și anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi. De ce nu-l poate primi? Pentru că nu-l vede. Lumea nu-l poate primi, fiindcă nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Deci, aceasta este... S-a credincioșilor. Când e vorba de lume, e vorba de cei care nu sunt credincioși. Exact, așa. Dar în viața unui credincios, Duhul Sfânt locuiește în el. Apostolul Pavel nu spune, voi ai trebuit să fiți templul Duhului Sfânt. Sunteți. Voi sunteți templul Duhului Sfânt. Spune credincioșul care l-a luat pe Domnul Iisus. De o dată spune, ca și comunitate, în 1 Corinteni capitolul 3 și în 1 Corinteni capitolul 6, zice, voi sunteți templul Duhului Sfânt, ca și comunitate, dar ca și persoană individuală. Nu spune, voi ar trebui să fiți, voi sunteți. Un comentariu, frate Florin. Vrem să conștientizăm lumea că credincioșii care l-au pe Domnul Iisus Hristos în fond sunt posedați în sensul bun al cuvântului, sunt plini de Duhul Sfânt, deja, sunt plini de Sfânta Treime, inclusiv de Duhul Sfânt. Pentru că... Mai un argument, mai o provocare pentru cei care ne urmăresc. Bine, în mediul evanghelic puțin, nu știu cât de bine este așezată treaba asta cu lucrarea Duhului Sfânt. E cea mai complexă, e cea mai importantă. Și faptul că e cea mai importantă, cred că aici e și cea mai atacată de diavolul. Pentru că e cea mai importantă. Eu cred așa, dacă Domnul Iisus considera că noi ne descurcăm și fără Duhul Sfânt, nu ne mai promitea și nu mai trimitea pe Duhul Sfânt. Dar Domnul Iisus a știut clar că noi nu putem să facem nimic, nici din punct de vedere spiritual. Pe mine a început fratele Ilie să spună câteva chestiuni pe care Domnul Iisus le-a spus ucenicilor în grupul restrâns, în Ioan 14, 15, 16 și printre altele a băgat exact chestia asta. Duhul Sfânt care vă va călăuzi în tot adevărul, care vă va învăța toate lucrurile, care vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu, care vă va descoperi lucrurile viitoare și Domnul a știut clar că nu ne putem descurca fără ajutorul Duhului Sfânt. Exact cum spunea un om al lui Dumnezeu, ce e de fapt Duhul Sfânt? Este un Iisus fără limite. Deci n-are limite. Ceea ce a făcut Iisus Hristos face și Duhul Sfânt, da? E aceeași persoană din Dumnezeire. Ei, în momentul în care eu conștientizez, măi, Duhul Sfânt este cu mine, da? Adică Iisus ar fi fost cu mine, pentru că ca persoană, a fost dorința lui să fie cu noi, da? De-aia a venit din cer să fie cu noi, să ne pregătească pe noi și să mergem la cer. Ei, în momentul în care conștientizez că e cu mine și e în mine, aceeași persoană, Iisus Hristos, care a putut face atâtea minuni, care a făcut atâtea lucrări miraculoase, e același. Duhul Sfânt care lucra în Iisus Hristos este și în mine. Când conștientizez asta, realizez asta, atunci îmi dau seama că trăiesc cu o altă viață. Poate sună pentru unii un pic amândrie, dar eu consider că în momentul în care Duhul lui Dumnezeu vine în viața omului, face din el, nu mai rămâne o persoană naturală, normală, ci face din el o persoană supranaturală. De ce? Pentru că a venit Dumnezeirea în noi. Și îmi place să o spun de multe ori. Noi suntem cutia sau vasul în care s-a plasat Dumnezeu. Și dă conținutul care a venit în noi ne dă o altă valoare, o altă stabilitate, o altă perspectivă, un alt destin, de fapt. Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea de a găzdui prezența lui Dumnezeu. Corect. Suntem ființe, nu suntem doar ființe care putem face diverse lucruri, dar ne-a creat cu capacitatea supranaturală de a găzdui Dumnezeirea, care este poate cel mai mare miracol de pe lume. Mulți spun că Faptele Apostolilor este sau... câteva capitole despre Petru, câteva despre Pavel sau despre apostol, dar personajul principal este Duhul Sfânt. Corect. Da. Și o întrebare scurtă, știu, în retorică. Duhul Sfânt și doctrina și ce vorbim noi acum despre Duhul Sfânt este confesional, frate Ilie? Că de multe ori ne spune... Duhul Sfânt este Dumnezeu și Duhul Sfânt nu este confesional. Deci, aceasta este frumusețea. Deci Duhul Sfânt este Dumnezeu și Duhul Sfânt, cum Dumnezeu nu este confesional, cum Domnul Iisus Hristos nu este confesional, așa Duhul Sfânt nu este confesional. Deci este Duhul adevărului. Că poate sunt mulți care ne ascultă și noi aici cu Scriptura avem doar despre Domnul Iisus, despre Duhul Sfânt nu discutăm, cu doar aminte culte, confesiuni discută despre Duhul Sfânt. Vedeți, pe vremea lui Moody, foarte mulți, nu știu dacă l-am mai spus-o, foarte mulți erau supărați. Cum de are ăsta așa mare succes? Așa de mulți oameni se întorc la Domnul. Și era un om al lui Dumnezeu, folosit de Dumnezeu. Și au zis cineva, zice, domnule, ce-i cu Moody ăsta? De parcă el are monopolul Duhului Sfânt. Și un om înțelept a zis, știi ceva? Se pare că Duhul Sfânt are monopolul lui Moody.
Deci în momentul în care percepem așa, nu e mai confesional. Da? Duhul Sfânt are monopol asupra noastră. Noi suntem aia care ascultăm de El. Da. Sperăm că seara aceasta să fie măcar o provocare pentru mulți, dincolo de confesiune, ca să regândească, să deschidă ochii privind ce înseamnă persoana și lucrarea Duhului Sfânt. O scurtă contribuție de la fratele Constantin Joldeș, care pornește de la ideea, de la afirmația Domnului Iisus Hristos, luați Duh Sfânt. Constantin Joldeș, Biserica Harul Zalău. După începutul acesta, după ce stă 3 ani și jumătate Domnul Iisus Hristos cu ucenicii, apare în Ioan 20 de pildă întâlnirea aceasta din dimineața învierii, El cel înviat, și care le spune, luați Duh Sfânt. Este la imperativ, nu-i? Acum aș vrea, dacă nu vă supărați, dacă sunteți dispuși să primiți și Duh, ar fi bine, v-ar prinde bine. Luați Duh Sfânt. Dar în Fapte, capitolul 1, când începe Domnul Iisus să vorbească despre primirea Duhului Sfânt, voi veți primi o putere. Atunci începe prin a spune la modul imperativ, le-a dat o poruncă, le-a poruncit, termenul este explicit poruncă. Și în detalierea poruncii vorbește despre reluarea mesajului lui Ioan Botezătorul, care spune, vă botez cu apă, dar nu după multe zile veți fi botezați. Rămâneți la modul imperativ. Și apoi și veți primi o putere și veți fi martori. Adică Domnul Iisus Hristos nu a lăsat o opțiune. Dacă Domnul știe că îmi trebuie, ar fi bine să primesc. Mi-amintesc că am trăit în conjuncturi religioase, evanghelice, în care cam asta era gândirea mediului în care trăiam. Nici credința n-a crescut. Când am înțeles că este o poruncă și Dumnezeu nu-mi poruncește lucruri de care n-am nevoie. Dacă n-ar fi fost nevoie de Duhul Sfânt, îl lăsa la o opțiune așa benevolă. Porunca înseamnă că nu te descurci fără. Porunca înseamnă că trebuie să facă parte din lucrurile acelea. El le-a stabilit pentru mine. Dacă eu, în locul lucrurilor stabilite de Hristos și poruncite de Hristos, vin să spun, la noi la biserică, în confesiunea noastră, în grupul nostru, în familia noastră, părinții noștri, mi-au spus că e așa. Asta înseamnă că eu reduc porunca lui Hristos la o chestiune omenească, la o învățătură omenească, și asta înseamnă că eu dimineața numeam asta idolatrie. Confesională, idolatrie familială. Auzim și fraza aceasta celebră, noi suntem creștini din moși strămoși. Asta este idolatria moșilor și strămoșilor. Adică reducem porunca și cuvântul lui Dumnezeu la ce au înțeles părinții noștri, la ce înțelege confesiunea noastră. Și dacă ați fost atent dimineața, am spus că nu se poate reduce nici la Biserica Harul. Cuvintele și porunca lui Hristos trebuie să rămână ultimul cuvânt pentru noi și suportul credinței noastre. Deci, modul imperativ în care Domnul Iisus a pus aceste lucruri înseamnă că eu nu mă descurc fără ele, nu progresez, viața mea nu este orientată. Știți cum am văzut oamenii care nu cred porunca aceasta? Nu-și cunosc rolul în biserică, ei nu știu ce au de făcut. După ziua de Rusalii, dacă ne uităm atent, toți au știut ce au de făcut. Au luat-o până la marginea pământului și Domnul s-a ocupat de ei și au fost gata să slujească într-o formă nouă, cu un impact nou. A fost o secvență dintr-un mesaj mai lung a fratelui Joldeș, un pasionat de al Duhului Sfânt, o lucrare a Duhului Sfânt care a lucrat și acum și lucrează în viața lui și a Bisericii Harul. Da, se pare că pentru credincioși nu e o opțiune, bine ar fi, e o poruncă. E ceva ce trebuie să fie acolo. Vă reamintesc că am primit deja multe cereri de rugăciune, ne vom ruga pentru ele, multe persoane au nevoie de vindecare, revelație. În această seară, să fie puțin în prima parte, vrem să fie o provocare privind lucrarea Duhului Sfânt. Dacă aveți ceva comentarii legate de Duhul Sfânt și credincios, religiosul nou testamental, pe asta ne focalizăm. În fond, o să întreabă unde, la ce mă ajută pe mine să știu despre Duhul Sfânt mai mult, la mântuirea mea? Eu am primit pe Domnul Iisus în inimă, am făcut o rugăciune, la ce mă ajută pe mine Duhul Sfânt? De ce să știu despre Duhul Sfânt mai mult? Deci, e nevoie să știm despre Duhul Sfânt. În cartea Oseia spune că poporul pierde din lipsă de cunoștință. În Roman 10:17 spune că
Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos, dar cum vor crede despre Duhul Sfânt, despre Hristos, dacă nu le spune cineva? În Biblie îl găsim pe Apostolul Pavel, a ajuns în Efes, în Fapte, capitolul 19, acolo a găsit un grup de credincioși și a întrebat, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și ei au răspuns, nici n-am știut că a fost dat un Duh Sfânt. Cum poate vă spune mulți spectatori în această seară. Deci, și în momentul când Apostolul Pavel te-a întrebat, dar voi cum ați fost botezați? A fost botezat în versetul următor, dar cu ce botez ați fost botezați? A zis el și ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus, când au auzit aceste vorbe, au fost botezat în numele lui Iisus și când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. A fost un moment unic din biserica din Efes și Apostolul Pavel în epistola către Efeseni, care unii iau din context versetul acesta Efeseni 1 cu 13, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia Mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost peșetuit cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Ei n-au fost peșetuit cu Duhul Sfânt înainte, fiindcă n-au știut despre Duhul Sfânt. Deci, e nevoie să cunoaștem. Am citit în adineauri din Ioan, Duhul Sfânt poate fi cunoscut. Deci Duhul Sfânt poate fi cunoscut, fiindcă îl putem primi, putem să-L vedem, putem să-L cunoaștem și Duhul Sfânt locuiește în noi. Așa este mesajul de seară, așa este vestea bună. Asta este provocare, da. Da. Ați întâlnit credincioși în slujirea voastră care a fost botezat, să zicem, cu botezul de tip Ioan, dar care n-au fost pecetuiți cu Duhul Sfânt? Ei au găsit, ne-am pocăit, botezul pocăinței, merg în rai. Dar n-am auzit, sau nu știu, acum seara s-au auzit foarte mulți. Ce le spuneți, frate Florin, la cei care au această abordare? Știu că mă bag într-o zonă periculoasă și nu sensibilă, să fie sensibilă și nu să fie cam mare majoritate de acord. Dar în momentul în care un om e născut din nou, eu cred biblic, dacă Duhul Sfânt e cel care, cum zice în Tit, în capitolul 3, Duhul Sfânt e cel care ne naște din nou, da? Și suntem născuți prin cuvânt. Prin cuvânt, cum zice Petru, suntem născuți prin cuvânt. În momentul în care sunt născut din nou, e clar că în viața mea a intrat Duhul lui Dumnezeu. Da? Nu poate să mă nască cumva și El să plece. Și din momentul acela, Duhul Sfânt ia tot mai mult, sau Hristos, cum zice Pavel în Corinteni, că Hristos ia chip tot mai mult în mine datorită Duhului Sfânt, că Duhul Sfânt e cel care mă transformă. Da? Și în momentul în care mă transformă, înăuntru meu ia chip în mine. Din momentul în care Duhul Sfânt ia chip în mine, eu doresc, El mă face gelos să fiu tot mai plin de El. Deci eu spun așa, am Duhul Sfânt din momentul nașterii din nou. Că pe urmă voi avea o experiență a plinătății sau a umplerii cu Duhul Sfânt, tip cincizecime, e cu totul altceva. Da? Și în momentul ăla eu sunt umplut și știu că foarte mulți merg pe varianta că experiența de tip cincizecime, îmi place să folosesc rusalii pentru că nu are de face. Eu, mai știe, mai da, eu zic cincizecime, așa? Experiența cincizecimii e repetabilă, da? Evenimentul nu e repetabil, că evenimentul a fost atunci, a venit din cer Duhul Sfânt, dar experiența este repetabilă. Ori de câte ori, cum zice și Petru, în predica lui. Ei, în momentul în care am experiența asta a plinătății, a umplerii, foarte mulți spun, acum am Duhul Sfânt, dar eu am Duhul Sfânt din momentul în care am fost născut din nou. Că acum am experiența umplerii cu Duhul lui Dumnezeu, a plinătății, da? Care și repetabilă. Care și repetabilă, că da. În capitolul 4, deja în versetul 31, începe și ne și spune că s-a umplut, nu mult, mă rugăciune, iară s-a umplut de Duhul lui Dumnezeu. De ce spun? Că sunt unii care zice că n-am Duhul Sfânt până în momentul în care vorbesc în limbi. Păi atunci cine mă convinge pe mine că ce-i păcat și ce nu-i păcat dacă nu Duhul Sfânt din momentul în care m-a născut din nou? Cine mă apropie pe mine de Dumnezeu? Cine e cel care mă face să mă rog? Sau... Da, sunt și experiența, am întâlnit și cazuri când oamenii în momentul în care au fost născut din nou au și fost un plus de Duhul Sfânt și au avut vorbire în alte limbi și așa mai departe. Dar nu cred că ăsta e neapărat semnul că cineva l-are pe Duhul Sfânt. Acum, poate folosesc puțin nota.
Eu cred ce a zis Domnul Iisus Hristos despre semnul clar al faptului că cineva va primi Duhul Sfânt. Fapte 1:8. Când va veni Duhul Sfânt, veți primi o putere. Sau veți primi o putere când va veni Duhul Sfânt. Pentru că în momentul în care un om îl are pe Duhul Sfânt în el, în momentul în care un om îl are pe Duhul Sfânt, el are putere. Putere să împotrivească păcatului, putere să împotrivească celui rău, putere să împotrivească tot felul de situații. Are puterea asta, da? Asta e un semn clar vizibil. Că mai și vorbești în alte limbi, cum zice și apostolul Pavel Corintenilor, e foarte bine. Dar nu poți să rezumi pe Duhul Sfânt doar la momentul nașterii din nou sau la momentul umplerii. Avem și daruri, avem și roadă. Până la urmă, urmei, cu asta concluzând, că pare că vorbesc eu mai mult. Viața mea, ca și creștin credincios, e dependentă 100% de Duhul Sfânt. Este, nu ar trebui, este. Sunt dependent 100% de Duhul Sfânt, da? Călăuzit de El, învățat de El, descoperind lucrurile viitoare, mi-aduce aminte Duhul Sfânt. El îmi dă putere, El... asta e ceva... Ce scuze că v-am... Da, este. Când nu conștientizez, nu-i devină Dumnezeu, îi devină eu. Că probabil n-am vrut, cum a zis și fratele păstor Adineauri, că poporul meu, zice Domnul, pierde din lipsa de cunoștință. Nu aia din lume care sunt necredincioși, care nu știu. Deci, concluzionez, în momentul în care eu știu că mi-a fost dat Duhul Sfânt, că a venit Duhul Sfânt pe pământ pentru credincioși, pentru cei născuți din nou, eu sunt dependent 100%, nu mă descurc fără El. N-am nicio șansă fără El. Da? Și tot ce sunt, am curajul să zic asta, cum zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15:10, și tot ce sunt datorită Harului lui Dumnezeu, adică lui Iisus Hristos și Duhului Sfânt. Am o întrebare foarte simplă, frate, cred că mai simplă de atât, n-am putut să o găsesc. Mulți spun, l-am primit pe Domnul Iisus în inimă și nu pomenesc despre Tatăl, nu pomenesc despre Duhul Sfânt. Se poate primi o bucățică din Sfânta Treime în inimă la mântuire? Acum am o întrebare, frate Florin, și râde deja, e amuzat. Și unii care se întreabă, ce l-am primit pe Domnul Iisus, lasă-mă cu Duhul Sfânt sau Tatăl e acolo sus în cerul sau poate creație. Ce le spuneți celor care vă întreabă așa la o consiliere, la un telefon? Eu când, noi când ne rugăm, vină în viața mea sau îmi deschid inima, te primesc în viața mea, Sfânta Treime vine în viața noastră. Vine Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Eu am mai amintit într-o emisiune, l-am cunoscut pe Părintele Steniloae. Am avut curiozitatea și el are doctrina în Dumnezeirie. El spune când un om se roagă, rugăciunea păcătosului, și spune, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-mă, iartă-mi păcatele, toate, cu gândul, cu fapta, cu voie, fără de voie, cu știință, fără de știință, mântuiește-mi sufletul, primește-mă în împărăția ta, vino în viața mea, el explică, are cred că două volume, care, sau nu știu câte scriere are, el explică că Sfânta Treime vine în viața persoanei respective și din momentul acela începe, noi o numim nașterea din nou, el o explică pe înțelesul nostru laic, popular, înseamnă îndumnezeirea omului. Adică o schimbare din interior în exterior. Sfânta Treime locuiește în viața noastră. E o versetare asta. Ioan 14:23. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu, Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Noi. La cine se referă? La Dumnezeire. Eu aș vrea să mai fac o completare. Am vorbit despre botezul lui Ioan. Dar acum, întrebarea este, botezul în numele lui Iisus este... E nevoie... de ceva mai mult decât botezul în numele lui Iisus. Botezul în numele lui Iisus în apă. În apă. În numele Tatălui, în Fiul și al Duhului Sfânt. Eu nu fac o teologie, nu fac o doctrină. Doar aș vrea să ne uităm în Sfintele Scripturi la primul exemplu. De exemplu, în Fapte capitolul 8, Filip a ajuns în Samaria. Fapte capitolul 8 cu versetul 5 spune, s-a coborât în cetatea Samaria și l-a propovăduit pe Iisus Hristos. Și în versetul 12 spune, au crezut în Filip, care propovădă Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos și au fost botezați atât femei cât și bărbați. Apoi, apostolii care au la Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, a trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, versetul 16, căci nu se coborâse încă peste ei niciunul din ei. Încă nu se coborâse peste niciunul din ei, ce fusese numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan și-au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt.
Clar că sunt două lucrări distincte. Sunt două lucrări distincte, dar este apostol de prima mână. Apostolul Pavel, apostolul Petru și Ioan, ei erau ucenici Domnului Iisus. Nu erau penticostari atunci, nu erau baptiști, nu erau creștini pe Evanghelie, nu erau catolici, nu erau ortodoxi, erau ucenici Domnului Iisus. Și a fost o lucrare de prima mână. Pe cel mai înalt nivel teologic, să zic așa, sau de o slujire. Și acum, dă voi să spun așa cuvinte laice. Petru și Ioan erau călăuziți de Duhul Sfânt. Fiindcă în fapte, capitolul 3 spune, ei erau plini de Duhul Sfânt. Și s-au coborât acolo și ei au primit revelația aceasta. Au primit revelația aceasta. Căci oamenii care au fost botezați în numele Domnului Iisus, adică în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, au ascultat Evanghelia, au nevoie ca să fie umpluți de Duhul Sfânt. Nu ne oprim acolo. Este așa o foame generală în poporul Dumnezeu de cunoaștere a persoanei Duhului Sfânt, fiindcă am fost văduviți. Am fost văduviți de învățătura aceasta și vreau să vă spun, oameni din toate confesiunile, flămând și setat după neprihănire, flămând și setat după Dumnezeu, aleargă, vin la El și sunt pecetuiți cu Duhul Sfânt. Cred că sunt două categorii de oameni care ne ascultă. Sunt credincioși care poate au primit botezul lui Ioan, au anumite, sunt credincioși, l-au primit pe Domnul Iisus în inimă, dar n-au avut o experiență reală a plinătății Duhului Sfânt, o înțelegere reală. Poate simt în această seară nevoie să se rededice, să accepte provocări noi. Și sunt oameni care sunt cercetați chiar acum de Duhul Sfânt, mai la început, și cam fiecare emisiune vrem să ne și rugăm pentru ei ca să primească, acum înțeleg și primesc Sfânta Treime și să fie mântuiți. Dacă pentru aceste două categorii ne pregătim pentru două rugăciuni, ar fi foarte bine, eventual, fie acea rugăciune de rededicare, de reînțelegere, de... știu, poate chiar să ne pocăim unii dintre noi că am fost reținuți față de lucrarea Duhului Sfânt și n-am acceptat-o în întregime așa cum este ea, și pentru cei care au înțeles și vor să primească Sfânta Treime. Nu știu, poate aveți amândoi așa un gând pentru cele două categorii de persoane. Că deci, sunt mulți credincioși care trebuie să își deschidă în această seară inima. Eu aș vrea să o iau cu începutului. Duhul Sfânt ne convinge de păcat. El dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Asta e poate principala lui, sau una lucrărilor de bază. De bază. Începutului. Adică, Duhul Sfânt mă conștientizează că Domnul Iisus Hristos este Sfânt. Și când mă uit la sfințenia Lui, mă văd așa de păcătos, fiindcă toți oamenii au păcătuit, Romani 3:23, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Roman 6:23, plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și Duhul Sfânt mă convinge că eu am nevoie de mântuire. Am nevoie să mă pocăiesc. Până Duhul Sfânt nu convinge o persoană că are nevoie să se pocăiască și are nevoie de mântuire, el chiar dacă rostește o rugăciune, este exact ca și una din poeziile noastre. E ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune în șerim cuvinte goale ce din coadă au să sune. Nu se întâmplă nimic. Biblia vine și spune, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu când tu nu urești păcatul. Te unești și faci tot felul de lucruri. Deci Duhul Sfânt mă convinge pe mine care sunt un păcătos, ca eu să mă pocăiesc înaintea Lui și să-mi cer iertare. Poate mai târziu am să spun, Duhul Sfânt nu convinge biserica de păcătoșenie. Convinge fiecare individ. Nu confundăm asta. Și chiar în seara aceasta... Spune lumea. Așa spune, da. Lumea. Aș vrea ca în seara aceasta să lăsăm Duhul Sfânt. Chiar Duhul Sfânt este prezent în emisiunea noastră și este prezent peste tot absolut în casa dumneavoastră, la locul de muncă, unde ascultați acum cuvântul Domnului, Duhul Sfânt este prezent. Și Duhul Sfânt te convinge că ai nevoie de mântuire, ai nevoie de iertare, ai nevoie de viața veșnică și chiar aș vrea să ne rugăm. Ia să ne rugăm atunci la început așa și după aceea cu o scurtă pauză ne rugăm și pentru rededicarea și deschiderea minții și a inimii. Hai, mă gândeam ce a spus dumneavoastră, că ar fi important ca orice credincios născut din nou, da, botezat. Într-o biserică, da, credincios. Orice biserică, da, e cred. Deci nu facem aici un partizanat pentru o anumită confesiune, pentru că de multe ori ne pierdem în teologii din astea așa, care n-au nicio valoare.
Dar în momentul în care, eu cred că a zis mai înainte, fratele pastor a zis că Iisus n-a fost nici penticostal, nici... Iisus este Iisus și rămâne Iisus. Duhul Sfânt este Duhul Sfânt și rămâne Duhul Sfânt. Că, că noi pretindem că luăm și îl manevrăm după cum avem noi percepție, asta e cu totul altceva și își permit unii oameni să facă. Dar eu zic că sunt oameni și asta vreau să încurajez, sunt special în emisiunea asta. Avem atâtea și atâtea izvoare acum de a cunoaște adevărul. Alfa Omega e unul dintre surse. Da, de surse, da. Dar vorbesc că sunt pe internet, se poate citi, poți să găsești scriptura. Deci nu cred că ar putea cineva să zică, băi, eu nu știu. Eventual, nu m-am documentat sau nu vreau. Sau știu eu de la sau așa știu eu. Deci, eu asta vreau să încurajez și chiar dacă ne rugăm, să încurajez pe cei care ne urmăresc în seara asta că Dumnezeu dă din Duhul Lui celor care sunt flămânzi și însetați. Dacă nu vrei, Dumnezeu nu-ți dă. Dacă nu-ți dorești, sigur că nu-ți. De ce și spune în Cartea Psalmilor? El satură după dorință tot ce... Deci dacă este o dorință și Domnul Mântuitorul a spus ferice de cei flămânzi și însetați. În momentul în care eu sunt flămând și însetat, nu se poate ca Dumnezeu să stea pe marginea terenului și să zică străduie-te tu, dă-te cu capul până când o să... Nu! În momentul în care există o dorință, Dumnezeu e cel care și onorează pentru că există... Asta cred că în spatele unei dorințe există și o credință. Da? Și nu primim ceva decât prin credință. Creștinismul e prin excelență, baza are credință. Și atunci asta vreau să le sugerez celor care se vor ruga împreună cu noi în seara asta. Eu cred că pot mai mult. Dumnezeu poate să-mi dea mai mult. Da? Să mă umple de putere, să mă umple de Duhul lui Dumnezeu. Până la urma urmei, Dumnezeu cred că dă cum consideră El. Da. Suveran, e suveran. Dar el se uită la o inimă zmerită. Da. Dacă ați fost provocați de Duhul Sfânt în această seară, acceptați. Aș vrea să fac o diferență. Eu nu vă invit pe nimeni să vă rugați după mine. Dar uitați-vă la cameră pentru, deci, măcar pentru prima rugăciune. Nu vă invit să vă rugați după mine, repetând cuvintele mele, ci vă invit ca să vă rugați împreună cu noi. Împreună cu mine, împreună cu noi, care suntem aici. A ne ruga împreună înseamnă Nu a repeta, da, să nu-ți aparțină cuvintele, ci a ne ruga împreună înseamnă că rugăciunea îți aparține, da? Îți aparține. Dar poate să rezoneze cu cea a celorlalți. Și ne unim, este unire, este în armonie. Haideți să ne unim în rugăciune. Spunem cu toții împreună, Doamne Iisuse Hristoase, eu cred și mărturisesc că Tu ești singurul Fiul al lui Dumnezeu. Ai murit pe cruce pe Golgota pentru păcatele întregii omeniri. Ai murit pentru păcatele mele. Ai cunosc că eu am păcătuit, sunt un păcătos. Duhule Sfinte, Tu mă convingi că am nevoie de mântuire, sunt un păcătos. Și am nevoie de iertare. Mă pocăiesc înaintea Ta, Doamne. Mă pocăiesc de toate păcatele. Cere cu gândul sau cu fapta, cu voie sau fără de voie, cu știință sau fără de știință și îți mulțumesc că Tu ai murit pentru mine. Mă pocăiesc înaintea Ta și îmi deschid inima, îmi deschid ființa, vino în viața mea, vino în viața mea, vino în inima mea. Mântuiește-mi sufletul, dă-mi viață veșnică. În seara aceasta mă hotărăsc pentru Tine, vreau să Te urmez toată viața și îți mulțumesc că, Doamne Iisuse, Tu m-ai ascultat și ești viu și mi-ai iertat păcatele. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că Tu m-ai primit și m-ai făcut un copil al Tău. În numele Domnului Iisus îți mulțumesc. Amin. Provocare pentru credincioși care trebuie să se rededice, să deschidă. Eu i-am provocat, acum ne rugăm. Amin. Aș vrea să vă rugați împreună, Tată. Cred că sunt o persoană născută din nou. Aha. Pentru că L-am mărturisit pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor al meu. Și în această seară vreau să cunosc mai mult din Tine, Dumnezeule Tată, și să-mi descoperi pe Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt pe care mi L-ai dat. Și cred, și de aceea mă rog, umple-mă de prezența Dumnezeirii. Umple-mă pentru că vreau să fiu tot mai gol de fire, să fiu tot mai gol de mine însumi și să fiu tot mai plin de Tine. Pentru ca să pot fi călăuzit pe drumurile cele mai bune, pentru ca să am înțelepciunea divină, pentru ca să pot fi biruitor, totul depinde de Tine, Tată, de Duhul Tău, Iisuse, de
cuvântul tău care mă învață. De aceea în seara asta mă rog, Tată, pentru toți cei care sunt născuți din nou, pentru toți cei care au încheiat un legământ, au intrat în legământul lui Hristos cu tine. Și mă rog în seara asta să fiu un plus de putere. Așa cum Iisus a suflat peste ucenici și a zis, luați Duh Sfânt, așa mă rog în seara asta, Doamne, ca tot mai mulți ascultători să ia din Duhul Sfânt, să fie flămânși și însetați, să fie umpluți de putere, umpluți de înțelepciune, umpluți de toată roada și să primească darurile pe care Tu le ai. Eu cred că în seara asta, Doamne, chiar dacă noi ne rugăm aici la Timișoara, oriunde ajunge această emisiune, se pot întâmpla minuni, miracole, haleluia! Cred, Duhule Sfinte, că impactezi oamenii acum, pentru că ești un Duh puternic care transformă viețile oamenilor și din niște oameni fricoși ca Petru odinioară, faci din noi niște oameni puternici ca Petru după ziua cincizecimii. Pentru că asta cred că poți să faci. De aceea, Duhule Sfinte, mă rog în seara asta cu toți cei care se roagă împreună cu mine, umple-ne, Doamne, de Duhul Sfânt ca să putem vesti cuvântul Tău cu îndrăzneală și fă să se facă semne și minuni în numele robului Tău, celui Sfânt Iisus Hristos, pe care L-ai trimis. Și cred, Tată, în numele Domnului, că în seara asta Duhul Sfânt va umple, va pecetlui, va arvuna tot mai multe suflete pentru împărăția cerurilor. Îți mulțumesc, Tată, pentru acest moment special. Îți mulțumesc, Tată. Tată, laud numele Tău și îți mulțumim pentru Duhul Sfânt. Îți mulțumim pentru Duhul Sfânt. Amin. Și acolo unde ești, poți să începi să vorbești în alte limbi. Acolo unde ești, poți să începi să lauzi pe Domnul, chiar să și profețești. Pentru că credem că darurile Duhului Sfânt sunt gestionate de El, nu de noi. Sunt date de El pentru gloria Lui, pentru slava Tatălui, pentru zidirea noastră. Și îți mulțumesc, Tată, în numele Lui Iisus, în numele Lui Iisus. Aleluia. Și o scurtă rugăciune, ce simt așa de urmă. Tăcere, Doamne, de aici în studio, împreună cu cei care ne urmăresc, Doamne, ne pocăim, Doamne, pentru orice formă de religiozitate, de blocaj, de reținere, de întăritură pe care am avut-o vis-a-vis de lucrarea Duhului Sfânt și spunem, Duhul Sfânt, ai linie, drum liber, Doamne, mintea noastră, Duhurile noastre, Doamne, lucrează cu putere, deschide mintea, inima, Doamne, ca Tu să poți să lucrezi, deschidem Duhurile noastre, ca Tu să poți lucra cu mare putere. Doamne, ne pocăim, ne cerem iertare pentru ani de zile cât am rămas într-o formă de religiozitate și de reținere și de respingere a ceea ce înseamnă biblic lucrarea și persoana Duhului Sfânt. Amin. Primesc așa în Duhul acele persoane cărora le este frică sau le este frică de anumite zvonuri sau de anumite învățători. Aș vrea să te eliberezi acolo unde ești să spui cuvântul lui Hristos are putere în viața mea. Duhul lui Hristos are putere în viața mea. Nu-ți fie frică de nimic. Nu-ți fie frică de cel rău, pentru că puterea lui Dumnezeu este mai mare. Este mai mare. Și acolo unde ești, începe să te bucuri. Bucuria va dispersa, va împrăștia teama, va împrăștia frica de orice natură ar fi ea. Și acolo unde ești cu tine, tu singur sau poate cu familia, în seara asta, lasă-L pe Duhul Sfânt să te conștientizeze și lasă-L pe Duhul Sfânt să biruie în viața ta. Amin. În numele Lui Iisus. În Amin. Numele Lui Iisus. Da. Aș vrea să vin în ajutorul tuturor celor care au un sentiment de frică ca să apropie de persoana Duhului Sfânt și să experimenteze părtășia cu Duhul Sfânt și umplea cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus spune așa, în Ioan capitolul 8 cu versetul 31 și 32, și a zis iudeilor care crezuse în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi, liberi. Deci, în seara aceasta, îndemnul este acesta. Nu noi de aici, din studio, vrem să vă convingem, ci fiind credincioși și din Bereia, având o inimă mai aleasă, cercetați Sfintele Scripturi și uitați-vă la persoana Duhului Sfânt și fiți disponibili, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi, liberi. Amin. Multe am vorbit despre Duhul Sfânt. V-am întrebat pe parcursul multor emisiuni despre diverse atribuțiuni, lucrările Duhului Sfânt, mai puțin despre una, nu prea mult despre una, aceea că Duhul Sfânt mijlocește pentru noi. Un scurt minut de provocare la această întrebare. Pregătiți-vă cu un răspuns. Cum adică mijlocește pentru noi? Cum adică nu ne stăm noi în control prin rugăciunile noastre la răspunsul Domnului? O scurtă contribuție a fratelui Aurelian Barbu despre modul în care Duhul Sfânt mijlocește pentru noi. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că El ne dă har. Chiar Duhul Sfânt spune că
mijlocește pentru noi în neputințele sau slăbiciunile noastre și ne învață cum să ne rugăm, pentru că noi uneori nu știm cum să ne rugăm. Mi-aduc aminte, nu am să intru în foarte multe detalii specifice pentru că nu vreau să se simtă nimeni expus, dar am fost la un moment dat la o anumită slujire și ne rugam pentru cineva și efectiv nu se producea vindecarea și eliberarea. Și Dumnezeu, la un moment dat, a spus un cuvânt, cuvântul unui păcat foarte specific. În momentul acela am spus, este păcatul ăsta în viața ta? Și a spus, da, l-am făcut în urmă cu ani de zile. Și nici nu mă gândeam. Și am mărturisit păcatul, am cerut iertare, am rupt orice legătură și consecință a păcatului. În momentul acela, instantaneu, persoana respectivă a primit vindecare de acele dureri care le avea. Suntem din nou în platou la o emisiune provocatoare, Revărsarea Duhului Sfânt de vreunul de pe urmă, prin multe cereri de rugăciune. Numai una vă citesc, Doina ne spune: rog foarte frumos să vă rugați pentru mântuirea familiei mele, ne-am rugat, și pentru botezul cu Duhul Sfânt pentru noi toți. Lumea începe să-și dea seama că e ceva important, interesant. Acum răspundeți-mi așa pe scurt la întrebare ca să mergem mai departe. Cum adică Duhul Sfânt ne ajută pe noi slăbiciunile noastre, să ne învață să mijlocim și ne învață să ne rugăm? Nu știm noi că avem Scriptura aici. Dați așa o explicație despre această lucrare de Duhul Sfânt mai des. În viața credinciosului, bineînțeles, că nu învață să se roage pe cei necredincioși. Cum adică El mijlocește când noi nu știm cum să mijlocim? Citim cele două versete, pentru că e important asta, da. Romani 8 cu 26, și atunci cred că de aici se explică foarte bine. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Și care e slăbiciunea? Că nu știm cum să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Adică ne ajută, da? Adică ne ridică, ne împinge, ne susține. Intermediază. Da, intermediază, ne aduce așa. Cauza. Și cel ce cercetează, versetul 26, și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți, și aici este cireașa de pe tort, pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Adică, de multe ori noi nu prea știm cum să ne rugăm după voia lui Dumnezeu. Dar Duhul lui Dumnezeu, dacă e în noi și îl lăsăm, El se roagă exact după voia lui Dumnezeu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu știe care e inima lui Dumnezeu. Adică da? Putem ruga și după mintea noastră, frate Florin. Oi. Întreb așa, că știu. Dacă nu ne-a... Mulțumim Domnului că nu ne ascultă toate rugăciunile, că dacă ne-a ascultat toate rugăciunile... Dar unii să spună, dacă Duhul Sfânt mijlocește pentru noi, eu mă culp pe urechea, nu e crucial să mă rog. Păi mijlocește prin gura mea. Păi cum adică, pentru ce am buze, pentru ce am gură, cine mărturisește pe Iisus Hristos ca Domn? Deci eu sunt cel, da, care folosesc cuvintele. Din cuvintele tale vei fi scos cu viața și moartea, sau moartea și viața sunt în putere limpii. Deci cuvintele mele dau mijlocirea, dau năzuința. Dar aici e o teologie mai adâncă, că în momentul în care eu știu că Duhul Sfânt mijlocește, îl las pe El și zice cu suspine negrăite uneori, nici nu trebuie să spui multe cuvinte, important este să te conectezi la nivelul Duhului cu cerul. E o undă specială asta. E o undă specială. E important, pentru mulți care zic, dacă Duhul mijlocește pentru noi, eu mă las în voia Lui și sunt liniștit și am pace, pentru că El oricum are grijă de noi. Mă las, dar contribui și eu. Nu? Mă labarez cu Duhul Sfânt. Un răspuns pentru cei care se întreabă și care merg sunt poate într-o extremă sau într-alta. Aveți o altă perspectivă, frate Ilie? Este așa de bogat cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să ne oprim tot la versetul 27. Deci Duhul Sfânt, Romani 8 cu 26 și 27, l-am afișat, am citit. Noi nu știm cum să ne rugăm. Și Biblia vine și spune așa, versetul 27. Cel ce cercetează toate inimile este Dumnezeu, Tatăl, și Dumnezeu știe care este năzuința Duhului. Adică care este dorința Duhului, care este scopul sau dorința Duhului Sfânt. Și dorința Duhului Sfânt o găsim tot în Scriptură. Când va veni El, Ioan capitolul 16 cu versetul 14, El mă va păsări, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Scopul Duhului Sfânt și năzuința Duhului Sfânt este ca să-L păsărească pe Iisus, să-L înalțe pe Iisus în viața noastră, în viața mea. Nu doar daruri,
astfel încât trupul meu să fie templul Duhului Sfânt, 1 Corinteni 3 cu 16. Aceasta este năzuința Duhului. Trupul meu este templul Duhului Sfânt. 2 Corinteni 6 cu 16. Voi sunteți templul Duhului Sfânt. Aceasta este năzuința Duhului. Aceasta este rugăciunea după voia lui Dumnezeu. Și El ne ascultă. Mai am o întrebare legată de atribuțiile Duhului Sfânt. Hai să o pun acum, că poate se leagă. Am vorbit despre și despre ceva mai puțin discutat aici, de faptul că El mijlocește pentru noi și învață cum să ne rugăm, mai puțin discutat în emisiunile noastre, și de faptul că Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt. Ce îi plin de bucurie și ce sunt și vase prin care Dumnezeu își arată voia Lui pentru persoane, pentru biserică, pentru națiune, vorbește prin El sau se exprimă voința Lui. Cum... Dar Dumnezeu a vorbit și în Vechiul Testament și a exprimat voința Lui. Comentați puțin asta, faptul că Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt, mai ales în Noul Testament. Un gând... Da, de ce? Poate vorbesc și altfel, o să zic că Dumnezeu vorbește prin cuvânt. Deci, Dumnezeu comunică, Dumnezeu vorbește, El nu este mut. De ce să comunice? Când El Dumnezeu este vorbește șeful. Cu noi. Vorbește cu noi. El n-a încetat să vorbească. Deci, darurile Duhului Sfânt n-au încetat. Nu scrie nicăieri în Biblie că darurile Duhului Sfânt sau modul de a comunica lui Dumnezeu a încetat. Revelația plenară verbală a Sfintelor Scripturii s-a încheiat. Dar Dumnezeu comunică cu noi și Dumnezeu vorbește prin cuvânt. Duhul Sfânt îi călăuzește în tot adevărul. Duhul Sfânt, Dumnezeu vorbește, comunică prin visuri, prin vedenii de noapte, prin darul profetic. De exemplu, în Fapte capitolul 13 este un caz în biserica din Antiohia. Erau niște proroci, niște învățători și Duhul Sfânt a zis, puneți-mi în Fapte capitolul 13 cu versetul 2, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care am chemat. Deci Duhul Sfânt a vorbit. Duhul Sfânt a vorbit în Cartea Faptelor Apostolilor în multe situații. A vorbit fie în chip profetic, fie s-a încins cu brâul lui Pavel și a zis, așa va fi încins el când va ajunge la Ierusalim. Deci Duhul Sfânt vorbește. Important acest lucru, dar știți că avem un tabel centralizator, poate îl putem pune scurt de tot, cum vorbește Dumnezeu. Da, uitați, avem un tabel scurt, nu trebuie neapărat comentat, și prin Tatăl a vorbit încă de la început, prin creație, vorbește și acum prin natură, prin providență, prin Fiul Iisus Hristos, atât prin cuvânt, care Biblia, Fiul întrupat, cât și prin trupul Lui al Ficinios, dar și prin Duhul Sfânt, ce ne interesează astăzi, în interiorul nostru, în Duhul nostru, în mintea noastră, prin slujiri profetice. Deci important să reținem, Duhul Sfânt are mult de a face cu comunicarea Dumnezeu cu noi acum în Noul Testament, în perioada aceasta. Asta am vrut să spuneți ca idee, dacă vreți să... Și e important să ne spune Dumnezeu, că noi totuși, unii zic, avem cuvântul, ne vorbește prin Fiul și eventual prin trupul lui, prin proroc și ajunge. Da. Nu trebuie să-mi vorbească și mie, chiar dacă l-am pe Duhul Sfânt în interior. Mai este un mod de comunicare mult mai profund și direct și fără niciun fel de eroare. Biblia vine și spune și așteptați prorociile. Dar în Romani capitolul 9 cu versetul 1 este modul de comunicare a Duhului Sfânt cu Duhul omului născut din nou. Apostolul Pavel vine și spune în Romani capitolul 9 cu versetul 1, spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Deci Duhul Sfânt comunică cu Duhul omului, cu Duhul meu, cu Duhul dumneavoastră. Și este această comunicare, această călăuzire. Dăm voi în 3 minute să spun. Da. De exemplu, Duhul Sfânt nu ne călăuzește numai să prorocim. Noi prorocim din când în când, vorbim în alte limbi din când în când. Restul noi ne ducem viața normală laică, în mijlocul societății. Ca majoritatea de cei care ne urmăresc acum. Deci Duhul Sfânt, Romani capitolul 1, 8 cu versetul 1, ne conduce, ne călăuzește. Galateni capitolul 5 vine și spune că oamenii pot fi cărmuiți de Duhul lui Dumnezeu și de fiare pământească. Zic, dar umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele fiei pământești? Cei care sunt călăuziți de Duhul fac faptele Duhului și cei care sunt călăuziți de fiare pământească. Deci Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul ca să umblăm pe calea pocăinței. Hai să vorbim așa, laic, simplu. Unde? Nu numai la biserică, dimineața de la 10 la 12 sau câte slujba sau în timpul săptămânii. Nu când stăm numai pe genunchi. Sau la emisiunea asta. Nu, sau la emisiunea aceasta. Și Duhul Sfânt, de exemplu, ne călăuzește la locul de muncă. Cum ne călăuzește Duhul Sfânt la locul de muncă? Biblia vine și spune că sunt relații de muncă biblice.
Pentru cei aflați în autoritate, pentru patroni, pentru șefi, Biblia vine și spune, Coloseni 4:1, Efeseni 6:9, vine și spune, stăpânilor, dați-le salarul ce se cuvine. Dați-le, dați-le drepturile. Dați ce se cuvine, nu opriți. Dar acum, nu numai pentru ei. Noi suntem, majoritatea suntem angajați undeva, avem un patron, avem un șef. Uite ce spune Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne călăuzește, Tit, capitolul 2, versetul 9 și 10. Duhul Sfânt ne călăuzește la locul de muncă. Așa caută patronii, oameni călăuziți de Duhul Sfânt la locul de muncă. Sfătuiesc pe rob să fie supuși stăpânilor lor și să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba și versetul 10, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. Deci Duhul Sfânt ne călăuzește în viața de familie, cum să vorbim soțul și soția, cum să vorbim cu copiii, cum să vorbim cu vecinii, cum Duhul Sfânt, cum să ne plătim impozitele, cum să ascultăm de autoritate, cum să nu batjocorim drăgătoriile. Nu, deci Duhul Sfânt ne călăuzește în toate lucrurile astea. Cum să ne facem fără Duhul Sfânt, nu prea putem să... Nu putem. E greu să trăim în ziua de astăzi, că e la muncă. Poate cineva respira fără Duhul Sfânt. Deci, Duhul Sfânt ne călăuzește. Deci noi avem ideea și asta că Duhul Sfânt în viața noastră ne face numai să vorbim în limbi. Da, așa asta ne face. Ne face să profețim și așa asta ne face. Dar noi nu profețim non-stop și nu vorbim în alte limbi non-stop. Noi vorbim laic. Și vorbirea voastră să fie cu har și dreasă cu sare. Orice strigare, orice amenințare, orice cuvinte porcoase, orice, să dispară. Domnul Sfânt nu face așa. Domnule, vă trage la răspundere pentru fiecare vorbă nefolositoare pe care am găsit-o. Deci ne-a convins, fratele Indec, că Domnul Sfânt e implicat în toate aspectele vieții noastre și în orice moment al vieții noastre. Putem dezvolta asta mai mult. Duhul Sfânt în viața de fiecare zi a credinciosului. Dar a fost o provocare pentru fiecare care să nu crede că doar o chestie religioasă ce vorbim noi în seara aceasta, plinătate. Care ține numai de joia seara. De joia seara sau de dimineața, duminică. E foarte bine această exemplificare pentru că am... Și acum să știți că vreau să vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, plinătate, lucruri mai speciale. Lumea așteaptă acum de între Paște și Cincizecime, ca să nu zic Rusalii, așteaptă mai mult despre Duhul Sfânt e o problemă sensibilă, botez, sunt mântuit dacă am botez sau n-am botez, am pecetea pe frunte, dacă nu. Lucrurile astea ar trebui să le discutăm acum și vrem să precedăm acest lucru cu o contribuție a fratelui Cornel Bistrean, care conduce școala de Hristos pentru România din Cluj-Napoca, după care revenim și cum vă călăzește Domnul să dezbatem acest lucru. Vă îndemn să ne trimiteți în continuare cele de rugăciune, pentru că ne vom ruga pentru dumneavoastră în partea a doua emisiunii. Botezul cu Duhul Sfânt este menționat de Ioan în primul rând în Biblie, spune: eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Botezul cu Duhul Sfânt e ceea ce a experimentat, ce au experimentat creștinii în ziua de Rusalii, în Fapte capitolul 2. Iisus Hristos le-a spus să nu vă îndepărtați de la Ierusalim până nu veți fi umpluți cu putere de sus. Exista ceva mai mult decât o confirmare care Dumnezeu a dat-o creștinilor din biserica primară, primelor creștini, și care ne-o dă și nouă astăzi, încât El vine să locuiască înăuntru nostru, să ne inunde viața, să ne umple cu puterea Lui. Și Iisus a vorbit mult în Ioan, capitolul 16, capitolul 14, capitolul 15, voi trimite pe Mângâietorul, El vă va ajuta, El vă va aduce aminte de lucrurile care vi le-am spus eu. După ce s-a dus Iisus, s-a plecat din lumea noastră, a trimis pe Duhul Sfânt, care poate să fie în tot locul și cu fiecare în același timp prezent. Și cred că acolo e vorba despre Duhul Sfânt care vine să ne umple viața, să ne inunde cu prezența și cu puterea Lui, să ne curăță, să ne spele și să fie o conștiință permanentă înăuntru nostru. Lucrează foarte mult la conștiința noastră, cred eu. Convingerea care o aduce Duhul Sfânt, învățăturile care le aduce El, aduce cuvântul din Scripturi și îl face viu în mintea și în inima noastră, acele funcții care le are Duhul Sfânt și care vrea să le aducă în viața noastră în plinătate.
Suntem din nou în platou, primim tot mai multe cereri de rugăciune și întrebări, dintre care mai ceva. Lumea e curioasă, vrea să știe și aveți vrea explicat de ce se vorbește în biserici mai mult despre doctrina Duhului Sfânt. Așa ca păstor vă întreb, frate Florin, ce explicație aveți? Așa pe scurt. De ce nu se vorbește mai mult? Să spune lumii ce scrie în Biblie despre Duhul Sfânt. Să știți că n-am o explicație atâta vreme cât eu chiar vorbesc despre asta. Sunt un adept al lucrării Duhului Sfânt. Eu chiar n-am fost curios să văd în ocrada altora cum merge treburile. Noi putem spune că e o reținere, o rezervă față de deci asta. Deci eu chiar operez în daruri și mă rog pentru oameni și oriunde merg fac posibil ca oamenii să fie impactați sau să aibă o cunoștință despre lucrarea Duhului Sfânt. De fapt, biserica cu asta operează. Nici nu putem numi biserică fără Duhul Sfânt. Ce nume e biserică? Mă explicat așa în cuvinte simple, dacă cineva pe care îi slujiți vă întreabă, vreau să fiu botezat în această seară cu Duhul Sfânt și mulți își doresc acest lucru la televizor. Ce le spuneți? Cum să fie pregătiți? Poate n-ai postit destul, o să zică unii pastori. Poate nu, la noi, la biserica noastră, nu se obișnuiește asta, sau poți să fii mântuit fără asta. Sau dacă unii zic, dacă Domnul vrea, unii spun așa, dacă Domnul vrea, îmi dă, dacă nu vrea, nu dă. Ce răspundeți la asta, frate Florin? Dacă Domnul vrea, îmi dă, dacă nu, nu. Adică dacă vânzătoarea de la magazin, dacă vrea să-mi dea o pâine, să am ce mânca, să-mi dea. Dar eu m-am dus cu gândul să-mi cumpăr o pâine, ca să am ce să mănânc la prânz. Da? Deci asta e ideea. Adică dacă domnul de la domnul pompă, vrea să ne dacă domnul vrea să-mi dea de la pompă motorină, dă, dacă nu dă, dar eu m-am dus cu mașina acolo, am oprit lângă ăsta și zic, domnule, punem motorină. La fel e, dacă domnul, e dorința lui Dumnezeu mai mult decât dorim noi. De unde știm că el vrea să ne boteze cu Duhul Sfânt? Citiți un verset. Roman, nu mie, că eu știu ce spune. Cine care nu vrea să zice, dacă vrea jumătate din oameni zic, dacă vrea domnul botează, dacă nu, dacă nu voi primi botez, nu trebuie să fim toți. Citim să vedem inima lui Dumnezeu. Luca 11 cu 10. Fiindcă oricine ce ai capătă. Cine caută, găsește și celui ce bate, se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi ceai fiul său pâine, să-i dea o piatră? Oi dacă îi ceai un pește, să-i dea un șai pe loc de pește? De acord, sau dacă îi ceai un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce el cer. Dacă ar fi scris aici doar așa, tatăl vostru din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce el cer, am putea pune la nivelul celorlalte ceruri. Dar aici vine și spune, cu atât mai mult, cu atât mai mult, este dorința lui Dumnezeu, fiindcă dorința lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți și dorința lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie peșetuiți cu Duhul Sfânt, toți credincioșii să fie plini de Duhul Sfânt. Aceasta e normalitatea bisericii. Aceasta nu e excepția. Nu e confesional, zic eu. Nu e confesional. Citesc. Aceasta e frumusețea. Aceasta e frumusețea lui Dumnezeu. Deci, Dumnezeu dă Duhul Sfânt cu atât mai mult. Dumnezeu dă Duhul Sfânt celui ce îl cere. Și aici intervine factorul a primi. Exact unde v-ați oprit mai înainte în Biblie, unde v-am zis, fapte 2:38. Da. Da, predica lui Petru, exact din ziua cinzecimii. Să citim. Da. Hai să citim de la 37, că după ce au auzit aceste cuvinte, după ce au auzit aceste cuvinte ale noastre în seara asta aici, au rămas răpunși în inimă. Amin. Și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Așa zic mulți ce să facem? În momentul de față. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, unu, apoi, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, exact ce a zis mai înainte. Toți de acord. Și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Veți primi. Trebuie să înveți să primiți. Căci făgăduința aceasta, versetul 39, este pentru voi, le-a zis Petru atunci, în ziua 50.000, da? Pentru generația de acolo așa, și nu se opresc pentru aici. Copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeu. Adică pentru români e, pentru maghiar nu. Pentru germani e, pentru franceză. Nu e adevărat. E pentru toți oamenii la fel. Pentru oricât îi va chema Domnul Dumnezeu. Și se referă la generație peste. La generație peste generație. Și mai am o copetare. În versetul 38 este expresia aceasta. Tot din fapte. Tot fapte 10:38. Deci pocăiți-vă, de-a zis Petru, da? Și fiecare de voi să fie botezat. Este o opțiune. Deci eu pot să accept să fiu botezat sau pot să accept să nu fiu botezat. Este conjunctivul și aici arată o acțiune posibilă, nu obligatorie, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Deci,
Am posibilitatea să primesc darul Duhului Sfânt și în seara aceasta eu vă îndemn din toată inima, cu toată dragostea, ca și cum Dumnezeu v-a îndemnat prin noi. Împăcați-vă cu Dumnezeu. 2 Corinteni 5. Primiți Duhul Sfânt. Luați Duhul Sfânt. Pot să vin cu o completare? Da. Fapte 10 cu 44, că probabil mulți vă zicem asta a fost pentru evrei. Uite ce se întâmplă și chiar vă sugerez să citiți între capitolul 10. Pe când rostea Petru cuvintele acestea? Uitați că rostea niște cuvinte, niște predică, o predică. Cuvântul lui Dumnezeu, tot despre el era vorba. Predicație, poți, da. Poți să citești versetul 43. De la 43. De la 40. Și trei. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el, în Iisus, capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Amin. Apoi, pe când rostea Petru cuvintele astea, adică căpătarea iertării păcatelor, da? Prin numele Domnului. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Deci era prezent acolo în camera, în casa lui Corneliu, și s-a coborât Duhul Sfânt. Cum și-au dat seama, toți credincioșii tăiați împrejur, care veniseră cu Petru, adică evreii, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, adică peste romanii ăștia care erau considerați cum erau. Așa, căci îi auzeau vorbind în alte limbi și mărind pe Dumnezeu. Și atunci Petru a zis, uitați că nu există neapărat o ordine, să zic, întâi trebuie să te botezi în apă și după aia ești botezat în Duhul Sfânt. Ce ei au primit botezul în Duhul Sfânt și atunci Petru a strigat, se poate opri apa ca să fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați. Tare! Mai înainte au zis fiecare să fie botezat. Dar ce zice, a poruncit, că în momentul în care Duhul Sfânt a venit peste ei, au zis, bă, ce mai așteptați? Acum, mărturisiți-l și voi. Pentru că eu asta cred. În momentul în care un om se botează, mărturisește el despre Dumnezeu. Iar când e vorba de botezul în Duhul Sfânt, mărturisește Dumnezeu despre mine. No, ca să fie simplu, așa ca bună ziua. Să nu... Deci da. Asta e eu, e o mărturisire. Eu mărturisesc eu. Iisus Hristos e Domnul meu. Și fac asta în apă, botezul pentru un act de voință. Da, da. Eu mărturisesc. Nu nașa, nu altcineva, eu mărturisesc. Iar la botezul în Duhul Sfânt zice Dumnezeu, uite, asta mărturisesc despre tine. Ești în făgăduința pe care am promis-o că o dau. Mai explicați-mi cuvântul cu darul Duhului Sfânt. Cum adică dar? Noi zicem în România că e cadou. Cum e dar? Nu e o chestie obligatorie? Explicați ideea că e dar. Că mulți se întreabă dacă e dar, înseamnă că mi-l dăruiește Domnul și dar ce darul e gratuit. Da, pentru că a plătit altcineva pentru el la un moment dat. Da, de-aia e dar. Dar eu zic mai mult de atât. Fapte 2 cu 33. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, e vorba de Iisus, și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Deci e o promisiune. Adică, eu vă promit dumneavoastră un lucru și ăla e un cadou. E un cadou. De ce? N-ați făcut dumneavoastră nimic pentru el, nu l-ați plătit cu nimic, ci pur și simplu eu vi l-am promis. Și Dumnezeu asta a promis prin Iisus Hristos că le va trimite un alt mângâietor să fie cu ei și în ei. Exact ce ziceam adineauri. Și dacă e o promisiune, eu trebuie să cred acea promisiune. Da? Mai ales dacă o face Dumnezeu. Mai ales că o face. Și 2 cu 39, că-și făgăduința aceasta, uite, e o făgăduință pentru copiii voștri, pentru oricât de mare, pentru noi în secolul 21. E o făgăduință a lui Dumnezeu prin Iisus Hristos că ne va da Duhul Sfânt. Pentru oricât de mult, nu numai oricât pentru un anumit procent din populația României. Nu punem noi monopolul că numai la noi se mișcă, numai la... Nu, e pentru toți cei care... Eu aș vrea să mai completez ceva. Pentru generația tânără, fiindcă pentru copiii voștri și noi cât de mare număr va chema Domnul, în vremea aceasta, Dumnezeu în generația tânără așa o turnat o foame și o sete după auzirea cuvintelor lui Dumnezeu. Este așa cum scrie în Amos capitolul 8 cu versetul 11. Iată, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, Amos 8 cu 11, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete de sete după auzirea cuvintelor lui Dumnezeu. Vor pribeji atunci de la o mare la alta, de la mează noapte la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și nu-l vor găsi. Emisiunea de seara aceasta este tocmai ca să aducem cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu dă Duhul Sfânt. Și aici e vorba despre tineri. În ziua aceea se vor topi de sete fetele, și fetele frumoase și flăcăie. Deci în generația tânără, copii, e o foame după această revelație și de înțelegerea Duhului Sfânt. După neprihănire.
după sfințenie, după Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, după locuirea lui Dumnezeu în ființa lor. Generația aceasta s-a săturat. S-a săturat de surogate, s-a săturat de forme, de evlavie, de forme, de închinare. Ei au nevoie de Dumnezeu adevărat. Și în seara aceasta avem vestea bună. Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt, toarnă Duhul Sfânt. Cum credeți? Să avem iar două puncte de rugăciune și pentru să îndemnăm să primească, cum vă gândesc și Domnul să mai precedeze un verset sau două, și pentru reumplere, pentru că poate vorbim și despre reumplere cu Duhul Sfânt, celor care au fost umpluți, au avut o experiență acum un an, doi, trei, 20 și care e nevoie de o permanență a 50.000 în viața lor. Cum vă gândesc și Domnul? Da. Dar vândem acum minutul următoare să fiți receptivi și să fiți în unitatea Duhului în rugăciunile pe care le aveam. Eu lasem câteva versete în special din cartea. Nu să le citesc acum, da. Doar că ați anticipat ceva despre umplere. O să citim la un moment dat. Să ne rugăm pentru botezul cu Duhul Sfânt individual și vorbim după aceea despre umplere. Da, vorbim despre umplere. Dar atunci iau pe lângă versetul 38 din Fapte 2, veți primi. Problema nu se pune la a da. Eu cred că cea mai mare problemă pe care o avem noi e la a primi. Și nu știu dacă noi românii suntem chiar, că nouă ne place să primim. Dar când e vorba de lucrurile spirituale aici, trebuie să avem un discernământ special, să vedem ce trebuie să primim. Acum adresați-vă direct la cameră și celor care au reticența asta și 11. Care nu le place să primească, deși e gratuit și e făgăduit și de la Dumnezeu. E gratuit, e o promisiune, dar intervine ceva. Marcu 11 cu 23. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare. Și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucru cerut. Da? De aceea, adică în contextul ăsta, cine crede, va avea lucru cerut. De aceea vă spun, orice lucru veți cere când vă rugați. Și în seara asta, cerem botezul, plinătate, umplere, daruri. De ce nu? Curățire. Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit. Deci aici e chestia de a crede că am primit. Unde primesc? Înăuntru meu. Și îl vei avea. Deci dacă Iisus Hristos a spus cuvintele astea, eu nu mă îndoiesc că El a spus un adevăr. El a spus exact ceea ce trebuie. Înseamnă că în seara asta, dacă ne rugăm, oameni buni, ceea ce cer de la Dumnezeu, eu cred că El e cap. Acum, sincer, nu pot să cred când mă rog, dacă persoana respectivă nu e în stare să-mi dea ceva. Da? Dar dacă eu cer ceva de la Dumnezeu, cu credință, înseamnă că eu cred că El poate să-mi dea. Da? Deci nu mă îndoiesc. De ce apelez la Dumnezeu? Pentru că eu știu că poate să-mi dea. Vindecare, și o să vorbim despre asta, Duhul Domnului, curățire, putere, înțelepciune, pricepere. Eu astea le cer pentru că, de fapt, El e gata să ne dea. Important e ca eu să primesc. Aș vrea să citesc eu două versete. 1 Ioan capitolul 5. 1 Ioan capitolul 5 cu versetul 14. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. A fi plin de Duhul Sfânt, a fi botezat cu Duhul Sfânt, a fi botezat... voia Lui. Este voia sau nu este voia Lui? Este voia Lui. Versetul, voia Domnului să... Versetul 15. Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, suntem stăpâni pe lucrurile care le-am cerut. Le-am primit. Amin. Rugați-vă amândoi, începe frate Florin, dacă credeți acest lucru, primiți. Și fiți sigur că Dumnezeu dă. Nu știu exact cum. Tată, pe baza atâtor versete din Scriptură care conțin atâtea adevăr, e cuvântul Tău, Tu niciodată n-ai mințit. Și tot ceea ce Tu spui, ai promis, noi credem. Și în seara asta sunt împreună cu cei care ne urmăresc ca ei să creadă și să primească tot ceea ce pot să ceară de la Tine, conform caracterului Tău, conform cu voia Ta. Și de aceea cred că Duhul Sfânt în seara asta mijlocește pentru noi, că noi nu știm cum să ne rugăm, dar știu că Duhul Sfânt deja a anticipat și se va ruga ca să fim umpluți, să fim botezați în Duhul Sfânt. Eu mă rog ca cei care ne ascultă în seara asta, sunt cu noi, împreună, ne învoim. Tată, umple-i, botează-i, eliberează de orice teamă, rupe orice legătură religioasă, păguboasă, orice
moștenire păcătoasă, orice moștenire generațională care s-ar putea să oprească sau să frâneze. Și în seara asta cred că Duhul Sfânt poate să facă liberă orice persoană. În numele lui Iisus mă rog pentru libertatea oricărei persoane de a se închina, de a crede și de a primi. De aceea Duhurile Sfinte, acolo unde se găsesc, în mașină, acasă, în călătorie, oriunde ar fi, Duhurile Sfinte, cred că poți să-i atingi, că poți să îi umpli și să ne umpli și pe noi aici. Aleluia! Credem asta, că vii, amin, Duhurile Sfinte, că vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și în viețile noastre, așa în casele noastre. Și în seara asta mă rog, Doamne, ca ei să înceapă să vorbească în alte limbi, să te laude pe tine, să preamărească numele tău, să primească în mintea lor, în duhul lor, în trupul lor, această atingere, această cercetare, această umbrire pe care Duhul Sfânt o duce peste viața lor. Și îți mulțumesc, aleluia, că ești cu ei acolo acasă. Ești cu toți cei care ne ascultă în seara asta. Și în numele Domnului, prin credință, primim daruri, primim putere, primim înțelepciune, primim cunoștință, primim revelație. Aleluia! Cred că în timp ce tu te rogi acolo împreună cu mine, Dumnezeu îți descoperă, Dumnezeu îți arată ceva, Dumnezeu îți atinge de mintea ta, Duhul lui Dumnezeu te inundă, te inundă cu pace, pentru că El aduce pace, te inundă cu bucurie, că El aduce bucurie, te inundă cu dragoste. Și astea sunt semne vizibile că vine împărăția lui Dumnezeu, vine Duhul lui Dumnezeu peste viața ta. Fii binecuvântată, fii binecuvântat. Aleluia! Aleluia! Tată, continuăm să ne rugăm. Aleluia. Și proclamăm cuvântul tău care este scris în 2 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 4 și 5. Aleluia. Armele cu care luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpem tăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, împotriva cunoștinței Duhului Sfânt și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Tată, rostim cuvântul acesta peste tot cei care ne urmăresc, peste tot cei care ne ascultă și peste noi și peste națiunea noastră. Și peste națiunea noastră, orice înălțime, orice izvodire a minții, orice doctrină care a desfințat cuvântul tău, a desfințat cuvântul tău, toate le răsturnăm în numele Domnului Iisus Hristos și rostim libertate, libertate de cunoaștere, de revelație, de descoperire. Duhurile Sfinte, Duh al Dumnezeului Celui Prea Înalt, condu-ne în zona aceasta, dincolo de slove. Ești Duh dătător de viață. Ești Duh dătător de viață. Și ne rugăm ca națiunea noastră să fie umplută de Duhul Sfânt. Fii și fiice de națiune, toarnă Duhul Sfânt peste fii și fiice de națiunea noastră. O foame și o sete după cunoaștere, o foame și o sete după neprihănire, o foame și o sete după cunoștința ta, Doamne, și umblare împreună cu tine. Și îți mulțumim că tu faci lucrul acesta. În numele Domnului Iisus îți declarăm că orice înălțime a fost răsturnată, orice izvodire a minții a fost răsturnată și este libertate, este ușă deschisă de binecuvântare pentru Duhul Sfânt, pentru gloria și slava ta, Tatăl nostru, în numele lui Iisus. Aleluia! Amin! Aleluia! Amin. Ne-am propus să discutăm despre revărsarea Duhului Sfânt în vremurile de pe urmă. În fond, o întrebare preliminară la un scurt spot cu Periston care l-avem noi acum. Duhul Sfânt lucrează diferit acum în vremurile de pe urmă. E ceva deosebit față de cum a lucrat el acum 2000 de ani când a fost Rusale sau Cinzecimea? E ceva, e intensificare lucrării Duhului Sfânt? Eu știu că este și părerea voastră, dar eventual... un gând așa despre asta. Vedeți ceva diferit? Și asta față de acum 10 ani, față de acum 100 de ani când a fost Azusa Street. E ceva deosebit acum? Simțiți așa, umblând din diverse locuri biserici, că Duhul Sfânt face lucruri noi? Așa un gând, o părere. Eu văd o liniște de dinaintea furtunii. Deci asta o văd, o liniște de dinaintea furtunii. Cred că Duhul lui Dumnezeu se mișcă să pregătească un teren, pentru că atunci când va fi o trezire, o mișcare puternică a Duhului, oamenii să fie pregătiți pentru asta. Eu așa o văd, ca o liniște de dinaintea furtunii. Deci când mulți zic că da, din rău mai rău va fi, sunt parte din semnele vremurilor, alții zic eu, Dumnezeu pregătește un mare seceriș al celor de pe urmă înainte de venirea Lui. Uh-huh. Noi suntem și noi de părerea aceasta. Am vrut să vă cunosc părerea, nu v-am pus în temă cu aceasta.
un gând așa după care dăm spotul. Deci, pot fi două poziții. Când apar anumite probleme, putem reacționa sau acționa. Duhul Sfânt în vremea aceasta ne echipează ca să facem un pas înainte. În revelație, în umblare cu El, ne împuternicește ca să, pentru marile secerici din vremea sfârșitului și ca să putem face față provocărilor și să rămânem în picioare. Aceasta e lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că pe mulți îi întrebăm la aceste emisiuni sau la alte emisiuni Realități și Perspective despre cum văd ei vremurile, semnele vremurilor și atunci multă lume începe să spună cu tremure, vești de războaie, restaurarea Israelului, globalizare, monedă unică, pregătirea Anticristului. Alții au să-și alt punct de vedere. Eu cred că asta e treaba Domnului să le gestioneze. Să gestionăm ce. L-am întrebat și pe Periston recent și o emisiune care va fi dată în zilele următoare. Cum vede el, în esență, în 2-3 minute, lucrarea pe care Duhul Sfânt face în această vreme, după care revenim în studio? Well, that's a very good question about what season are we in at this present time and kind of the spiritual momentum. I see three things happening at once. The first is Matthew 24 and 14, that the gospel will be preached in the nations of the world and then the end would come. That would have been impossible before the internet, before satellites, and before computers. Now, the gospel is literally going into all of the nations of the world, especially nations that have access to social media and technology. This is a great fulfillment of the words of Jesus in Matthew 24, verse 14. The second thing I would point out are the numerous signs of the time that are being fulfilled. Now, what is a sign? It's an indicator of something that's about to happen. And in the biblical sense, it is an indicator of a prophecy that is being fulfilled. Matthew chapter 24, Mark chapter 13, and Luke chapter 21 are the three famous passages of Jesus sharing what things will be like prior to his return. Wars and rumors of wars, famines, pestilence, earthquakes in different places. All of these things are now taking place. So there's the preaching of the gospel, which is now possible through technology. There is the signs of the fulfillment of the predictions that Jesus gave us in the gospels. And I would say the third part of this, which is very important, is in Joel chapter 2, verses 28 and 29. And also recorded in the second chapter of Acts, verses 16 and 17. It is that God is going to pour out His Spirit on sons and daughters, servants and handmaids. We're living in the time of the great outpouring of the Spirit. I know that here in the United States, we have many youth conferences throughout the year. Many various ministries are a part of this. And literally tens of thousands of young people are attending and being filled with the Holy Spirit. And these three signs indicate the seasons that we're in. So there is a spiritual momentum taking place that is also a part of the predictions that Jesus said would occur prior to His return. Suntem din nou în platou pentru ultima parte a emisiunii. De adevăr, Periston a clasificat poate altfel decât ne așteptam trei categorii de semne ale vremurilor de pe urmă, dar a insistat asupra unui semn foarte important, a unei revărsări a Duhului Sfânt fără precedent peste orice făptură în aceste zile de pe urmă. Mulți poate au, cred că au fost surprinși, unii dintre cei care numesc care se așteptau la rău, la războaie, la Israel, la Gog, Magog, la alte lucruri, dar iată că Dumnezeu promite și prin voci profetice și prin învățătură și prin revelații biblice că în vreme de până va avea loc o revărsare fără precedent a Duhului Sfânt. Cred că și această emisiune se încadrează în acest lucru și mult mi-am dorit că acum între Paște și Cincizecime și Rusale aici în România să avem astfel de emisiune în care să vorbim deschis despre Duhul Sfânt și să ne rugăm pentru aceasta. Dacă aveți un comentariu legat de aceasta, poate v-a plăcut ce a zis Periston, a fost adevărat, accurate, poate sunt și alte semne. El a simt găsit doar trei mai importante. Legate. Sunt de acord, sunt ok. Da. Mai zic.
Eu aș vrea să fac o afirmație că este așa o revărsare a Duhului Sfânt interconfesională la noi în România. Duhul Sfânt nu-i confesional și am experiență și cunosc practic cum Duhul Sfânt este turnat peste oamenii cu inima deschisă, indiferent de confesiunea și biserica în care se află. Aceasta este un adevăr. Ne vom ruga, o să avem peste vreo 10 minute și pe soția Mirela, care de curând a înregistrat o emisiune Puterea Rugăciunii și a primit niște gânduri, niște revelații legate de nevoia de revărsare a Duhul Sfânt și de provocări la nivel de națiune. O să avem alături de noi în câteva minute, dar mai adăugați ceva legat de Duhul Sfânt, cel care e un agent al vindecării. Puteți să adăugați ceva la asta, că lumea să relaționeze cu aceste multe cereri și la ideea că Duhul Sfânt e agentul prin care Domnul Iisus Hristos n-a umblat totdeauna pe ape, dar totdeauna a făcut vindecări. Asta e clar. Deci după ideea mântuirii, a salvării sufletului, Domnul a fost interesat de vindecare. Ei, dacă vine un alt mângâietor, care este Duhul Sfânt, oare de ce ar fi interesat? Nu tot așa. Mântuirea sufletului și vindecarea trupului, a relațiilor. Eu cred că, deși nu apare în Biblie termenul de medic sau doctor, într-un singur loc apare doctore, vindecă-te pe tine, e o aluzie acolo. Dar Domnul Iisus Hristos sau Duhul Sfânt nu-i medic să ne administreze niște medicamente. Nu, pentru asta nu am tot respectul pentru medici. Dar vreau să spun că nu-i medic, doar medic, să-mi dea niște medicamente. El e vindecătorul. Da? Și așa că în momentul în care vine Duhul Sfânt în viața noastră, în viața bisericii, El dorește să ne vindece. Că sunt anumite condiții puse acolo, asta vorbim de la caz la caz. De aia vreau să spun că Domnul este vreo, Iisus... Cum zic în multe emisiuni, Domnul vrea și poate corect, să vindece, sau, nu, sau poate și vrea să vindece. Unii zic numai poate, dar dacă vrea, e discutabil. Acum, am două versete din Biblie, Fapte 10 cu 38, exact ce a spus fratele Florin. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau păsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Aceeași ungere este în seara aceasta. Aceeași ungere este în seara aceasta. Romani 8 cu 11. Romani 8 cu 11 este un alt verset care nu-l luăm din context, să lăsăm așa cum este el. Și dacă Duhul Celui ce a înviat din morți, pe Iisus dintre cei morți, locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți, va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. O altă traducere vine și spune, va vitaliza fiecare celulă. Duhul Sfânt vitalizează din trupul nostru fiecare celulă care este afectată de moarte. Deci, din interior spre exterior. Adică fiind în noi. În noi, da. Duhul Sfânt vorbește de trupul acesta, da. nu de trupul cu care vom învia. Nu. Că foarte mulți fac greșeala asta, că zice, e vorba că ne va învia. Nu, va învia trupurile astea muritoare. Astea care sunt acum. Astea care sunt muritoare. Astea muritoare. Astea muritoare. Deci, e bine clarificarea asta. Da. Deci va vitaliza. Da. Adică, Duhul Sfânt vitalizează o celulă canceroasă care este afectată de moarte. Dă viață. Mm-hmm. Dă viață. Dă viață la nivelul creierului. Dă viață la sânge. Dă viață. Dă viață. Mm-hmm. Duhul Sfânt dă viață. Este Duhul vieții. Este Duh dătător de viață. Duh dătător. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Noi ne rugăm și apostolii spuneam așa, este scris, plin de Duhul Sfânt a vorbit și a spus, în numele lui Iisus, scoală-te și umblă. Este lucrarea Duhului Sfânt. Și în seara așa să avem să ne rugăm. Da, deci dacă facem o paralelism la Vechiul Testament unde spune, de aceea Dumnezeu era împotriva evreilor ca să mănânce sânge, că zicea sângele e viața, viața trupului. Da? Acum, noi, viața noastră e în Duhul, pentru că cine l-a primit pe Iisus, ai viața în Duhul. În momentul în care vine Duhul vieții în noi, El aduce viață în oase, în carne, în tot trupul nostru, nu doar în Duhul. În Duhul a venit, e clar, a Lui. Ne-am reconectat cu Duhul Domnului și suntem... Asta facem noi. Da. Și de aceea e bine să ne rugăm. Mai bine spus, de aceea e bine să credem că am fost vindecați în rănile Domnului Iisus și că Duhul Sfânt nu face în seara asta decât să ne conștientizeze că în rănile Lui, de acum 2000 de ani, noi suntem vindecați conform profeției lui Isaia din capitolul 53 și conform spuselor Domnului Iisus. De multe ori folosim acest verset. Mai spuneam să versetul din Isaia, că această Duhul Sfânt folosește nu așa de la el. Da. Folosește un... Isaia 53 că, acest drept l-am câștigat pe cruce și Duhul ne aduce și aplică acest lucru, nu de la el putere face vindecare. Isaia 53, 4, 5? Da.
Da. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Asta face Duhul Sfânt în seara asta. Adică aduce în noi credința vindecării. Și cuvântul acesta s-a împlinit. Fiindcă vrem să demolăm o întăritură de învățătură care a moștenit-o. Matei capitolul 8 cu versetul 16 și 17. Seara au dus Iisus pe mulți îndrăciți. El prin cuvântul Lui a scos din ei duhuri necurate și a tămăduit pe toți bolnavii ca să se împlinească. Deci cuvântul acela s-a împlinit. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin profetul Isaia, care zice, El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Bolile organice, fizice. Da. Și eliberarea deci de demoni. Numai că în Vechiul Testament a fost profețit, da. Dar iată că e certificare și Noul Testament, da, că jertfa de pe cruce e valabilă și pentru noi astăzi, oricât de nume mare ar fi ca să merg mai departe. Uitați ce vă propun să facem. Să ne rugăm pentru multe bilete, vă citesc câteva. După aceea, în final, o să revenim la lucrarea pe care Domnul face în zile de pe urmă la nivelul națiunii. O să ne rugăm mai mult pentru națiune. Amin. Să chemăm și pe soția Mirela și mai am și un modul, o să depășim puțin spațiu, un scurt modul despre cum lucrează Domnul în România. Sper să vă surprind cu acest modul. Intenționez să vă surprind. Sunt curios ce comentarii să faceți, dar vreau să vă citesc câte ceva. O să vorbim poate după aceea și despre vorbim acum și despre leumple și despre plinitate. Nu mai avem timp. Mai avem timp? Mai bine să ne rugăm acum, că nu știu când ne mai plingeți. Nu mai rugăm. Și e bine să ne rugăm. Ne rugăm. Acum, da. Să oamenii, dar mulți sunt curioși, mulți care vor... Da, au trimis. Dar tot spuneți ceva. Ce înseamnă, pentru cei care au fost bolnavi, ce înseamnă umplene sau plinătate? Că am și folosit cuvântul sau revărsare. Plinătate, revărsare. E așa o scurtă explicație. Poate zic, mi-a ajunge puțin de Duhul Sfânt, nu trebuie plinătate. Mi se pare puțin ciudat chestia cu plinătate. Știți de ce? Pentru că dacă eu umplu cana asta cu apă, îmi dau seama când iese afară. Dacă spun că umplu cu Duh, de unde îmi dau seama? De unde îmi dau seama? Duhul n-are formă, n-are dimensiune. Deci eu cred că e... Nu știu dacă e bine spus a fi umplut, deși apare în Biblie. Eu cred că Dumnezeu, exact ce spunea Domnul Iisus în ziua de pe urmă, din inimile noastre vor țâșni, Ioan 7, 38, 39, cine crede în mine, din inimile lor vor țâșni râuri de apă vie. Eu cred în această plinătate sau această umplere permanentă, adică ceea ce am zis la început. Dependența mea totală de Domnul. Da? Adică permanent să știu că sunt dependent de El, umplut de El. Să nu mă culp pe ureche, m-am umplut în seara asta. Am avut experiența aceea, da, și gata. Sau am vorbit în alte limbi și pe urmă pot să fac ce... Și să știți că se practică asta și mă doare. Pentru că au fost umpluți și pe urmă și-au văzut de treburile lor. Eu cred că chestia cu umplere de Duh e ceva permanentă. Adică nu pot permite să trăiesc o zi să fiu golit de Duh. Ce vreau în fiecare zi să fiu plin de Duh. Și asta cred că depinde de foamea mea, de dependența mea de Dumnezeu, de relația mea cu Dumnezeu, de cât vreau mai mult. Și acum asta fiecare om știe ce relație are cu Dumnezeu. Și amplific și eu ce s-a spus, de o permanență a experienței rusalilor, exact. Nu de un moment al rusalilor. Poate a fost pentru mulți un moment al botezului cu Duhul Sfânt, dar este o experiență care se repetă și care tot mai mult amplifică prezența Duhului Sfânt în viața unui credincios. Eu aveam câteva versete ca să vă spun, dar nu că sunt multe. Câteva versete, începând cu viața Domnului care era plin, pe urmă Petru, Pavel, Barnaba, Ștefan și la un moment dat și zice toți ucenicii plini de Duhul Sfânt. Ei, asta, dacă ei au consemnat că erau plini, asta trebuie să se spună și despre noi. În secolul 21. Era apostol, noi suntem sărați. E normalitatea. E normalitatea, da, asta e normalitatea. Deci biserica primară nu admitea ideea jumătăți sau... Nu, plinătatea Duhului. Eu asta percep. Și biserica operează, da, cu așa ceva. Deci, îmi place, mă uit la o traducere, mă uit la alta, în traducerea Cornelescu vine Efeseni 5 cu 18, spune așa, nu vă îmbătați de vin, așa asta este de destrăbălare, din potrivă fiți plini de Duh. În traducerea Bartolomeu Anania, versiunea 2001 și traducerea Bisericii Ortodoxe 1982, versetul acesta, expresia fiți plini de Duh, spune, ci vă umpleți de Duhul, vă umpleți de Duhul.
Este o acțiune la prezentul continuu. Vă umpleți. Prezentul continuu. Vă umpleți de Duhul. Vă umpleți de Duhul. Ok. Înseamnă că la rugăciune de vindecare mai adăugăm și asta totuși, să completăm ideea de umplere. Și la credincios vă adresați acum. Lor, păi ei vreți să îi provocați, care au avut o experiență și care s-au culcat pe ureche și nu își dau seama că trebuie să fie continuu umplere. Eu zic să vă rugați dumneavoastră dacă ați... Hai să ne rugăm acum, după care vă mai citesc niște bilete, fratele. Okay. Pentru credincioși, o rugăciune scurtă de 2 minute, direct în cameră. La credincioși care să înțeleagă în seara aceasta ce înseamnă că trebuie să fie plin de Duhul Sfânt, să accepte umplerea. Haideți să ne rugăm împreună și spunem, Doamne Tată, vin înaintea Ta și îți predau viața mea, îți predau ființa mea, îți predau personalitatea mea, îți predau inima, îți predau tot ce sunt și tot ce am, îmi predau Ție. Amin. Îmi deschid inima, primesc Duhul Tău Sfânt, Duhurile Sfinte, Te primesc în viața mea, Te primesc în toată splendoarea, în toată plinătatea. Te primesc așa cum ești Tu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Îmi deschid inima. Nu Te resping, nu Te întristez. Mă pocăiesc că Te-am respins, Te-am întristat, Te-am nesocotit, dar în seara aceasta îmi deschid inima și Te primesc. Tată, îmi întind mâinile către Tine, umple-mă cu Duhul Tău Sfânt, toarnă Duhul Sfânt peste ființa mea, toarnă Duhul Sfânt și din inima mea să-și nescriu de apă vie, cum zice Scriptura. Din inima mea să-și nescriu de apă vie. Umple-mă! Îți mulțumesc că Tu faci aceasta, Tu vezi setea mea, Tu vezi dorința inimii mele și îți mulțumesc că Tu lucrezi mai mult decât știu eu să mă rog sau să gândesc, fiindcă Tu ești Dumnezeu. Mulțumesc în numele Lui Iisus. Amin. Păsteți foarte repede câteva bilete, mă rog pentru bilete. Ați avut un gând în timpul rugăciunii? Uneori e impropriu spus să ne umplem așa din moment ce avem pe Duhul Sfânt în noi. Mă gândesc și la asta, că dacă Duhul Sfânt e în noi, El crește în noi. De aceea sărbătoarea cinzecimii era singura acceptată ca să se aducă aluat, da? La sărbătoarea cinzecimii. Adică odată ce a venit în noi, crește în noi. Și eu asta aș vrea, să fim un plus dinăuntru. Da? Pentru că odată ce l-am primit pe Duhul Sfânt, zice, și dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în voi prin Duhul Sfânt. Odată ce e în mine, crește în mine. Pentru asta ar trebui, să vă rugați, să crească tot mai mult, să ia tot mai mult Hristos, Duhul Sfânt, chip în noi, dinăuntru nostru. Până da? Pe din afară. Cum da, și să dea apoi pe din afară. Vă citesc câteva bilete și ne rugăm, după care avem un scurt spot despre un exemplu de lucrare a Domnului Sfânt într-o biserică din România, din Arad. Să vă surprind și după aceea să chemăm și pe Mirela să avem rugăciuni pentru țară, pentru că credem că Dumnezeu vrea și la nivelul țării să reverse Duhul Sfânt și să-L facă o lucrare. În Parlament. Să facă stăruință. Și în Parlament. Amin. Da. Olga spune pentru umplerea cu Duhul Sfânt și pentru mântuirea întregii familii. Amin. Mi-am și rugat pentru dânsa. Cineva, Silviana din Baia Mare, are băiatul bolnav, Duhul Sfânt să se reverse peste fiul său, cred că e numele de Eugen. Amin. Rugați pentru mântuirea familiei mele și pentru botezul cu Duhul Sfânt. Amin. Cineva, Maria din Bihor, spune să primim toată familia Duhul Sfânt. Amin. Nu știu, dar botez, umplere, mântuire, cred că s-au rugat ei, că aleluia, biletul mai de mult un pic. Sunt cu noi la începutul emisiunii. Soțul meu, Pavel, e o boală neputință în corpul lui Domnul, să atingă de el. Spuneți un cuvânt și pentru mine, ne spune Ersilia, ca să fiu vindecată. În numele Lui Iisus, fii vindecată, Ersilia. Amin. Amin. Cineva chiar ne spune, Adriana din Mureș, vrea să ne mulțumească la Alfa Mega pentru că frații s-au rugat la emisiunea anterioară pentru fiica ei care a fost vindecată, Roxana. Vrea să mulțumească întregii echipe Alfa Mega pentru aceste salutări și echipe care dincolo de ecran, în camera tehnică și la rugăciune. Am un blestem strămoșesc peste viața mea, ne spune Adrian. Naștere ușoară vreau să am, ne spune Naomi, și un bebeluș sănătos. Amin. Vindecarea mea, Domnul să mă binecuvânteze, Constantin. Vreau să scap de lăcomie, de mâncare, să pot trăi, ne spune Iboia. Sunt de sora Maria, bolnavă de depresie. Domnul să mă scape de teamă. Probleme de stomac, dureri foarte mari, sănătate, Valeria din Oradea. Vreau putere să nu mai cad, ne spune cineva. Și așa mai departe. Le-am pus aici toate. Rugați-vă amândoi cum vă clădește Domnul. După care să dăm un spot de la o lucrare Domnului într-o biserică și... Domnule Tată, ne închinăm în numele Domnului Iisus.
toate lucrurile acestea și toate nevoile și toate bolile și toate suferințele, absolut toate, au căzut asupra Domnului Iisus Hristos la Golgota. Și noi mărturisim și declarăm în numele Domnului Iisus Hristos vindecare, eliberare, mântuire, în numele Domnului Iisus, în numele Domnului Iisus. Doamne Iisuse, te laud și te glorific și noi declarăm în seara aceasta și mărturisim lucrarea terminată, desăvârșită de la Calvar. În numele Domnului Iisus Hristos rostim vindecare, rostim eliberare, rostim întregire, în numele Domnului Iisus, în numele Domnului Iisus. Doamne Iisuse, Tu ai nimicit lucrările diavolului, ai nimicit lucrările diavolului și toate lucrările diavolului din viața acestor oameni, din viața acestor persoane care au trimis cerere de rugăciune, toate lucrările sunt nimicite în numele Domnului Iisus. Declarăm aceasta, declarăm aceasta în numele Domnului Iisus Hristos și îți mulțumim. Amin. Da, Tată, îți mulțumim pentru că în numele Domnului ne-ai dat această îndrăzneală să mijlocim. Noi ne învoim aici în platoul acestei emisiuni pentru cei care au trimis bilete, dar acum vreau să cred într-o conectare a lor prin credință, ca să primească prin credință. Noi putem mijloci în seara asta și ne rugăm și cerem și rostim cuvintele pe care Tu le vrei și trimitem cuvintele Tale în viața lor. Cuvântul pe care l-a zis Dumnezeu lui Ezechiel să îl prorocească peste Valea de Oase. În această seară, orice uscăciune să prindă viață și tot ce nu-i de la Dumnezeu să se usuce. În numele Domnului Iisus, orice viciu, orice apăsare, orice durere, tot ce nu-i de la Dumnezeu să plece din viața fiecărei persoane și să primească pacea și binecuvântarea, sănătatea și viața, umplerea cu Duhul Sfânt și bucuria mântuirii. Tată, îți mulțumesc că se întâmplă minune acum. Credem că numele Domnului Iisus Hristos, care e mai presus de orice nume, orice demon este legat, să nu mai aibă nicio putere de asuprire, de influență, de stăpânire, este legat și scos afară. În numele lui Iisus Hristos și chemăm viață și vindecare acum, rostesc și prorocesc viață peste cei care se află în apăsare, în boli, în suferință, orice boală și orice durere și orice neputință, nu mai aveți dreptul să stați acolo, pentru că Iisus Hristos le-a purtat pe cruce și de acolo descărcăm în seara asta viață și vindecare în numele lui Iisus și îți mulțumim, Tată, că avem. Amin. Amin. Aleluia. Amin. Aleluia. Pentru că ne-am propus să ne rugăm și pentru țară, pentru revărsarea Duhului Sfânt și peste țară, peste națiune și avem câteva gânduri. Încercați să le sintetizați în niște rugăciuni care să urmeze. Vreau să vă provoc și faptul că Dumnezeu cred că a început să lucreze în România. Căutăm și noi ca lucrare Alfa Omega locuri, zone în care Dumnezeu lucrează prin case de rugăciune, confesionale, interconfesionale, locuri în care Dumnezeu răspunde dincolo de confesiune. Și până când vine și soția Mirela în platou să ne rugăm împreună pentru lucruri legate de țară, am vrea să urmărim așa o scurtă secvență dintr-un mesaj biblic, dintr-o biserică, mulți o să spună, sunteți din biserici mai independente, și fratele Ilie și fratele Florin, dar Domnul lucrează și... Independente de ce? Independente de Domnul, să zic așa, să fiu corect, dar mulți, da. Domnul Sfânt începe să lucreze dincolo de confesiune, în orice biserică, în orice culte, și iată o secvență dintr-un mesaj, dintr-o biserică, din biserica Eclesia, Biserica Pentecostală din Arad. După care rămânem la ultimele emisiuni, minutele emisiunii. Începem, dragii mei, astăzi o serie de mesaje în care vom învăța să trăim în plinătatea Duhului. Apoi vom învăța să umblăm în plinătatea Duhului și să câștigăm plinătatea Duhului. Dumnezeu creează contextul. Dumnezeu lasă râul Duhului Sfânt să curgă, dar noi trebuie să vrem, să acționăm și să mergem în zona asta. E așa de frumos că Dumnezeu a făcut un lucru special. Dumnezeu a creat fiecare om cu capacitatea de a purta în el plinătatea Duhului Sfânt. În dimineața asta vreau să spun că tu ai fost creat de Dumnezeu cu o capacitate specială de a purta în interiorul tău plinătatea Duhului Sfânt. Ceea ce universul acesta nu poate să cuprindă, ceea ce constelațiile nu poate să cuprindă, pentru că e nelimitat în timp și în spațiu, Dumnezeirea și persoana Duhului Sfânt. Dumnezeu a făcut ca toată această persoană și această plinătate să locuiască în inima ta,
să locuiască în trupul tău. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt dacă acest Duh Sfânt locuiește în tine? Fiecare dintre noi a fost creat și imaginați-vă că Dumnezeu ne-a făcut pe fiecare dintre noi ca un recipient, ca un recipient în care să-și pună dumnezeirea, să-și pună plinătatea în fiecare dintre noi. Imaginați-vă o sticlă de plastic care e goală. O sticlă care în fața împrejurărilor vieții, a luptelor, a frământărilor vieții, se torsionează, se strânge, se strâmbă, face tot felul de sunete ciudate. Și imaginați-vă o sticlă plină. O sticlă pe care oricât o strângi, oricât o torsionezi, ea nu cedează, pentru că este plină. Cam asta vrea Dumnezeu de la noi. Nu doar să gustăm din Duhul Sfânt, nu doar să avem momente de supranatural, ci stilul nostru de viață să fie un stil în care să experimentăm plinătatea supranaturalului. 27 ianuarie, o zi de joi seara în care noi ne-am propus să avem o seară de rugăciune, o seară de stăruință după ce am stat în zile de post și rugăciune 21 de zile cu Eclesia. Eram în biroul bisericii și împreună cu un grup de frați, înainte să intrăm în sală să slujim, ne-am rugat. Și unul din frați ne-a spus așa, zice, Oti, zice, în timp ce mă rugam, am văzut un râu venind înspre Eclesia. La început, strop de apă din râul acela a început să ude, iar mai apoi râul acela a cuprins, a intrat de plin și toată biserica a fost udată. Am venit cu așteptări mari și ne-am închinat și voi care ați fost în perioada asta ați văzut cum Dumnezeu a făcut ca profeția asta să se întâmple aidoma sub ochii noștri. Au fost oameni care au fost vindecați supranatural în perioada asta. Au fost zeci de oameni pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu i-a botezat și ne-am bucurat așa de mult de ei, din toate biserici, din multe biserici, din multe zone ale orașului nostru. Dar mai mult decât toate astea, deși sunt experiențe foarte profunde, m-am bucurat așa de mult să văd sute de oameni care și-au mărturisit păcatele, care au recunoscut că sunt păcătoși, care s-au dus și l-au recăutat pe Dumnezeu și și-au căutat fața lui Dumnezeu. De fapt, asta înseamnă trezire, când o națiune, când un popor realizează că este păcător și caută fața lui Dumnezeu. Că Duhul Sfânt, știți ce face? Dovedește lumea vinovată în ce privește, în primul rând, păcatul, apoi neprihănirea și apoi judecata. Prima lucrare care o face, te face să simți păcatul, apoi te duce la crucea lui Hristos spre neprihănire și mai departe. Marți seara eram cu liderii de grupuri mici și stăteam la un timp de părtășie, de devoțiune și de organizare pentru următoarea etapă și Claudia Drăgane a făcut o mărturisire puternică care ne-a impactat pe toți. Ne-a povestit Claudia și a zis așa, zice, dragii mei, în ultimele trei săptămâni eu nu am fost la Eclesia. La început au fost bolnavi copiii, apoi noi cei adulți și n-am ajuns. Dar am venit duminică și duminică am venit la al doilea program, în sală încă nu se întâmpla nimic. Nu era muzică, nu era început programul. Am așezat pe scaun și dintr-o dată, atât de autentic, atât de puternic a fost prezența Duhului Sfânt, încât am început să plâng, încât am știut că fizic ceva se întâmplă în locul acesta. Ce vreau să vă spun în dimineața asta este că râul acesta Duhului Sfânt încă curge. L-am simțit și dimineața la primul program, l-am simțit și joi seara și îl vedem cum curge. Uitându-mă ca păstor la mișcarea asta Duhului din biserica noastră, vreau să vă spun că am remarcat patru categorii de oameni. O primă categorie de oameni au fost cei care în urmă cu ani de zile sau poate chiar zeci de ani au experimentat botezul cu Duhul Sfânt și plinătatea Duhului Sfânt. Oamenii ăștia, în momentul în care au simțit mișcarea Duhului și când au simțit puterea Duhului Sfânt și ceea ce se întâmplă, au sărit din prima, s-au bucurat și l-au glorificat pe Dumnezeu și au simțit plinătatea Duhului Sfânt. Oameni care de ani de zile sau de zeci de ani au mai vorbit în alte limbi, oameni care nu s-au mai putut ruga, oameni care nu s-au mai putut închina, ceva s-a întâmplat, s-au umplut de Duhul Sfânt și ceva s-a deblocat în viața lor și au devenit mai puternici, mai autentici, mai tari în credința lor. Existat o a doua categorie de oameni pe care am observat-o. Oameni care niciodată n-au experimentat lucrarea aceasta. Tineri de 17, 18, 20 de ani, care n-au experimentat niciodată, au venit din medie în care lucrarea aceasta n-a fost la îndemâna lor. Dar oamenii ăștia au înțeles Scriptura, au căutat Scriptura, au citit și au crezut. Și în momentul în care au văzut că ceea ce se întâmplă este autentic, au intrat și au beneficiat din plin.
Mi-am bucurat de zeci de tineri, peste 50, care au fost botezați de Domnul. Am stat data trecută, duminica trecută, la tineret, la un timp de închinare, în timp în care trupa cânta aici și tinerii se închinau, Dumnezeu a botezat acolo în timpul cântării cu Duhul Sfânt și ne-am bucurat așa de mult, pentru că tinerii ăștia au citit, au crezut și au lăsat să vină Duhul Sfânt și au intrat în valul ăsta. A existat însă și o a treia categorie de oameni. O categorie de oameni care n-au experimentat niciodată așa ceva. O categorie de oameni care au venit să vadă și care au crezut parțial. S-au uitat în Biblie și au zis, da, se poate. În Biblie s-a întâmplat, așa scrie în Fapte 2. Dar noi n-am mai experimentat până acum. Și oamenii aceștia au intrat, dar au intrat până la un punct și au zis, mă rog, dar nu prea tare. Sunt prezent, dar nu prea tare. Mă implic, dar nu prea tare. Și au stat undeva rezervați și oamenii aceștia au experimentat parțial. Și a fost și a patra categorie de oameni care nici n-au experimentat, nici n-au crezut și pentru ei experiența aceasta n-a avut niciun efect. Suntem pentru ultimele minute ale emisiunii în platou, vrem să ne rugăm mai mult pentru țară și am văzut de mai multe ori această secvență recentă de la Biserica Eclesia din Arad. E o biserică de tip pendicosal, din cultul pendicosal, dar ziceam, Duhul Domnului începe să lucreze în toate bisericile, indiferent de culoare confesională, toate bisericile care și cunosc la nivelul minții și sunt deschise, pentru că acele patru categorii, că le spunea Oti, sunt și în bisericile noastre, sunt și printre spectatorii care ne urmăresc în această seară, dar cred că tot mai mult se vor deschide pentru lucrarea Duhului Sfânt în România. Și vrem să ne rugăm pentru România și am rugat-o și pe Mirela să fie alături de noi pentru aceste rugăciuni finale. Nu știu cum va călăuzi Domnul. Între timp am primit foarte multe bilete în aceste ultime minute. Poate în final mai spunem o rugăciune pentru bilete. Unul singur vă citesc. Vreau vindecare totală, din cap până în picioare, ne spune Sinti Prelipcean. Amin. Vreau o restaurare totală. A prins gustul și a început să creadă că Domnul lucrează. Domnul să vă binecuvânteze. Sunt și multe alte chestii, le pun aici. Mina, tu ai urmărit din și altcineva, Marta Silvia. Vă rog să vă rugați pentru mine, pentru plinătatea inimii mele cu Duhul Sfânt. Dumnezeu să vă binecuvânteze, ne spune Marta Silvia. Multă lume cred că a înțeles, poate mai mult decât credem noi, cum e cu Duhul Sfânt și ce este. Mina, ai urmărit din platou, ne vom ruga acum pentru revărsarea Duhului Sfânt pentru națiune. Dacă ai tu niște gânduri la ce am spus noi acolo, și am încercat să spun, tocmai înregistrat punctele de rugăciune, ale rețelei de rugăciune pentru anul, pentru luna iunie, Domnul s-a dat în timp ce te pregăteai niște gânduri și vrem să ne rugăm pentru țară. Poate ne poți spune așa înainte de a ne ruga toți patru. Aveți un gând așa pentru Mirela? Nu, eu... Și eu sunt curios ce va spune, pentru că n-am auzit. În primul rând, pentru Biserica Domnului din România, asta e chiar de luna trecută gândul acesta și a fost reiterat și întărit de Domnul, că este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Este Roman 13:11 și tot ceea ce am auzit până acum în această emisiune, inclusiv acest ultim interviu, această ultimă contribuție cu ce Domnul lucrează în dreptul celor care sunt flămânzi după El, este o formă de trezire pe care oamenii o experimentează într-un mod masiv și lasă Domnul, ne cheamă pe noi ca și oameni ai rugăciunii pentru această țară să ne rugăm pentru trezirea aceasta a bisericii lui. Este ca o chemare adresată de Domnul pentru cele 10 fecioare. Așa am perceput că este momentul acesta când Domnul ne cheamă la trezire. Fecioarele toate au ațipit, și cele înțelepte și cele mai puțin înțelepte, și este o vreme când putem aduna un de lemn în candele. Și asta se traduce prin revelație, prin înțelegerea vremurilor, printr-o stare de veghere, de pregătire, de apropiere de Domnul foarte serioasă. Deci provocare la biserică, la credincioși, în primul biserică. Rând. Și un cuvânt pe care l-am tot primit în ultima vreme este această stare de a fi determinat, de a sta lângă Domnul. Chiar dacă sunt foarte multe lucruri care încearcă să te smulgă din relația cu Domnul, dacă este o mare presiune peste creștini ca să fie dispersați, să fie confuși, să fie defocalizați, Domnul ne cere să fim determinați să stăm lângă El. Și cumva a fost gândul că El a făcut totul pentru noi. Acum este alegerea noastră, chiar îl vrem, chiar vrem cu El și atunci să stăm lângă El. Este hotărârea noastră, este această o stare de
de a merge împotriva curentului și de a sta lângă Domnul cu orice preț și în orice circunstanțe. Asta a fost un gând vis-a-vis de biserică. Pentru perioada aceasta, pentru care perioada aceasta, acum. Da. Și este ca o chemare a armatei Domnului, care trebuie să fie trează, vigilentă, pregătită, echipată, hotărâtă și gata de lucrurile noi pe care Domnul le va face. Deci avem nevoie să fim echipați, să fim treji, să fim pregătiți. Un mesaj pentru oamenii rugăciunii, mijlocitorii care au e nevoie să fie stârniți în duhurile lor pentru a sta în vremurile care vin în picioare și a mijloci pentru țară, pentru nevoi. Și pentru țară, pentru că vremurile sunt, am perceput că vor fi mai complicate pentru pacea României, este important să ne rugăm foarte insistent și foarte serios. Cum spunea frate Ilie în emisiune, Domnul, prin harul lui și prin ungerea de tip Isahar, ne face cunoscute lucrurile în avans ca să putem fi aceia din popor care nu doar că stăm tari și facem mari isprăvi cu Domnul, dar și rostim cuvintele Domnului și cumva pregătim calea pentru poporul Domnului pentru vremea care vine. Și în sensul acesta este această chemare de a ne ruga pentru pacea țării într-un mod determinat, foarte hotărât, pentru că presiunile sunt mari. Și cel rău nu doarme și nu își ia vacanță, chiar dacă este luna iunie. Și este important să fim hotărâți în a ne ruga pentru pace și protecția României într-un mod nou. Și cred că și Musafire se vor ruga și pentru Parlament, pentru decizii la nivelul cel mai de sus, care să fie după voia Domnului. Nu știu exact ce gânduri aveți cu ce. Eu propun să ne și rugăm acum. Nu știu, te vezi roșu, la început să ne rugăm după aceea. Cum? Okay. Da? Da. Și după aceea, cum Domnul vă călăuzește, dacă aveți un gând în timp ce vorbea Mirela, frate Ilie, frate Florin, sau în timpul cât o să vină rândul să vă rugați să spuneți, pentru țară, pentru revărsarea Duhului Sfânt peste națiune. Da. Eu aș vrea să citesc Zaharie 12:10. Este o lucrare care este spusă pentru Israel, dar o luăm pentru națiunea noastră. Zaharie 12:10, atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune. Își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Deci ne rugăm ca națiunea noastră, Dumnezeu toarnă un duh de îndurare și de rugăciune peste națiune și toată națiunea ne întoarce în privirile spre Domnul Iisus Hristos și proclamăm o mișcare de rugăciune, pur și simplu oamenii aleagă la rugăciune în toate bisericile. În toate bisericile. Vom acest lucru. Da. Și ce ar însemna, frate Florin, așa, ce ar însemna practic o revărsare a Duhului Sfânt pentru o națiune? Sau e din nou o metaforă, o figură de stil? Cum anticipați așa ceva în Duhul? O revărsare a Duhului Sfânt peste România. Ce ar însemna aceasta? Că ne vorbim despre, chiar așa e și titlul emisiunii, revărsarea Duhului Sfânt de vreme de pe urmă. Mult ne-am dorit acest lucru. Să nu fie numai un caz izolat, cum este poate în biserica, eclesia sau alte biserici. No, eu cred că biserica ar putea anticipa ceea ce se întâmplă în momentul în care suntem dispuși la ceea ce vrea Dumnezeu să ne dea. Deci chestia asta de a crede noi că Dumnezeu lucrează doar cum gândim noi, cred că e de mult depășită, dar totuși încă se mai găsește. Și în ideea asta aș sugera, să zic, ca atât preoții, pastorii, liderii, să ne rugăm și să pregătim ceea ce se vorbea de pregătirea căii Domnului, să fim instrumentele care să pregătim calea Domnului la ceea ce vrea Dumnezeu să facă. Când vorbim de o revărsare, n-am idee la ce se gândește. Pentru mine e un... E ăsta, dar o înțelege. Dar Dumnezeu cu totul și cu totul are altceva. Și de aceea e bine să anticipăm. Și asta aș sugera și asta chiar aș vrea să ne rugăm. Să fim dispuși la tot ceea ce are pregătit Dumnezeu. Pentru că în momentul în care îl limităm pe Dumnezeu... Dar poate noi oamenii să zicem, doamne, ai Duhul Sfânt, libertate să lucrezi în România cum vrei tu. Poate e riscant. Nu știm ce cerem. Da, da. Hai să ne și rugăm. Poate Mirela, tu începi să te rogi și ne vom ruga și noi după aceea. Dar poate că este timpul să ne asumăm acest risc și să-L invităm pe Duhul Domnului să... E riscant, cum spunea fratele Florin. Să ne asumăm acest risc. Asumă-ți tu riscul prima și noi să ne alături de tine. Tată Ceresc, Doamne, venim înaintea Ta în smerenie și în reverență, Doamne, și, Doamne, așa cum
s-a rostit aici, Doamne, vrem să ne asumăm acest risc și să spunem, Doamne, Duhul Sfinte, și bine venit în România să lucrezi după buna plăcere a voii tale. Și, Doamne, ne rugăm, Doamne, ca voia ta, Tată Cere, să se împlinească, Doamne, în țara noastră, în această vreme, în aceste vremuri, precum este în cerul, Doamne, vie împărăția ta, facă-se voia ta, Tată, precum în ceruri, așa și pe pământ, în România, în această vreme, în acest sezon, Doamne. Și ajută-ne să fim cu ochi deschiși, noi, poporul tău, și treci, Doamne, ca fiul lui Isahar, Doamne, care să recunoaște în vremurile și mai ales să știm, Doamne, ce vrei tu să facă poporul tău în această vreme, ce vrei tu, Doamne, să facem noi, Doamne. Doamne, pe aici n-am mai fost, Doamne. Doamne, este o vreme nouă, Doamne, o vreme surprinzătoare, Doamne. Tu ne vei copleși, Doamne, ne vei lua prin surprindere. Dar, Doamne, ajută-ne să fim cu inimile pregătite pentru tot ceea ce tu vrei să faci cu noi, prin noi. Și pentru această țară minunată în care ne-ai așezat, Doamne, în care ne-ai născut. Doamne, îți mulțumim pentru România și o încredințăm în mâna ta atotputernică, Doamne. Ne rugăm pentru mântuirea locuitorilor acestei țări, Amin. Doamne. Cu adevărat, inimile românilor se întoarcă spre tine, Amin. Fețele românilor se întoarcă la tine, Doamne. Cu toții cunoaștem numele tău, Doamne Iisuse. Și este scris că oricine va chema numele tău va fi mântuit. Da. Mă rog, Doamne, pentru acest cor uriaș al vocilor românilor care să te cheme pe tine, Iisuse, și să fie, Doamne, o țară, Doamne, care să te cunoască pe tine într-un mod real, Doamne. Amin. Nu doar despre tine, ci pe tine, Doamne Iisuse. Îți mulțumim, Doamne, pentru vreme nouă, Doamne, în care Tu așezi, Doamne, Doamne, lucrurile Tale în această țară, Doamne, ca să o pregătești, Doamne, pentru lucrarea slavei Tale pe care o ai în vedere cu România. Ne rugăm, Tată, pentru binecuvântarea Ta peste această țară, peste acest popor, Doamne, peste hotarele acestei țări, Doamne. Tu ești pacea noastră, Doamne. Ne bucurăm, Doamne, de pacea pe care ne-o dai și o ții cu mână tare și strigăm la Tine, Doamne, ca Tu să ne păzești, Doamne, de ororile războiului și să ții România în pacea Ta, Doamne. În nume Domnului Iisus, cerem protecția sângelui Tău, Doamne Iisuse, peste țara noastră și Te rugăm, Doamne, ca Tu să pui, Doamne, limitele Tale de protecție în jurul acestei țări, Doamne. Ridică scuturile Tale de protecție în jurul României, cum nimeni și nimic nu o poate face, Doamne. Și Te rugăm să ne ierți că națiune, că ne punem încredere în oameni, în forțe, structuri, Doamne, politicieni, Doamne. Dar vrem să spunem astăzi, Doamne, că ne cerem iertare noi ca popor al Tău, Doamne, această rămășiță care suntem aici în platou. Ne cerem iertare pentru națiunea noastră, Doamne, pentru această formă de idolatrie. Și, Tată, Te rugăm, Doamne, să speli, Doamne, prin puterea sângelui Domnului Iisus Hristos, această formă de idolatrie din națiunea noastră. Amin. Și în nume Domnului Iisus Hristos ne rugăm, Doamne, pentru intervenția Ta dumnezeiască în națiunea noastră, pentru protecția Ta dumnezeiască peste români și România. Într-o vreme ca aceasta, Doamne, ne-ai născut și ne-ai așezat în această țară și, Doamne, într-o vreme ca aceasta, Doamne, strigăm la Tine, Doamne, pentru izbăvire, pentru protecție, pentru pace, pentru mântuire, Doamne, pentru o națiune întreagă, în nume Domnului Iisus. Amin. Tată, suntem într-o perioadă dintre două mari sărbători și cuvântul pe care îl rostesc în seara asta este unitate, pentru că cred că în zona unității credincioșilor revărsarea va avea cale liberă. Și chem cu credință focul Duhului Sfânt, care cred că e un foc al purificării, care cred că e un foc ce alimentează, care cred că e un foc ce dă putere. Biserica din România are nevoie, Doamne, de aceea în seara asta de aici ne rugăm pentru un foc proaspăt și un botez proaspăt peste biserica din România, pentru că eu cred asta, de aceea insist înaintea Ta pentru unitate, chiar dacă suntem în diversitate, dar ne rugăm pentru unitatea bisericii Tale din România și în această unitate se va străpunge în zidurile infernului și vor cădea zidurile acestui demon al idolatriei, acest demon al corupției, acest demon al religiozității nebiblice. Și în numele lui Iisus în seara asta chemăm acest foc al Duhului Sfânt de acolo din Parlament și peste Biserica Ortodoxă și peste Biserica Catolică și peste Biserica Pentecostală și Baptistă și creștinul, peste Biserica Ta aici în România. Umple, Duhule Sfinte, vocabularul credincioșilor cu cuvintele Tale. Umple spațiul nostru cu prezența Ta manifestată, ca la toate slujbele să fie gloria Ta prezență
Și astfel, Doamne, gloria Ta să țâșnească în toate instituțiile țării. Și eu cred, Doamne, că vor fi oameni cu impact în administrație, în politică, în business, în media, peste tot, în învățământ, în medicină. În numele Lui Iisus Hristos, Doamne, în seara asta cât poți, aleluia, Tată, cât poți cuprinde Tu cu mâinile Tale, așa revarsă peste România. Gloria Ta, puterea Ta, vindecătoare, biruitoare și care aduce o schimbare pentru vremea asta și îți mulțumesc, Tată, în numele Lui Iisus, în numele Lui Iisus. Aleluia! Tată, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim. Aleluia! Îți mulțumim că n-ai părăsit România, n-ai părăsit națiunea noastră. Îți mulțumim că Tu lucrezi în națiunea noastră mai presus decât știm noi să gândim sau să ne rugăm. Îți mulțumim pentru seara aceasta, este o ușă deschisă, este o ușă larg deschisă pentru Evanghelie și pentru puterea Duhului Sfânt și pentru revărsarea Duhului Sfânt peste națiunea noastră și noi venim să-ți mulțumim. Lăudat și binecuvântat este numele Tău. Îți mulțumim că Tu lucrezi lucruri mari în națiunea noastră și sunt noi începuturi. Noi începuturi. În locurile în care altădată nu erau izvoare de apă, sunt izvoare de apă. Și în locurile în care sunt apele bolnave și nu este nici viață, nici o naștere. Tu vindeci apele. Amin. Și Tu faci ca o apă limpede, o apă curată, cum este cristalul, să curgă peste națiunea noastră și aduce vindecare. Aduce vindecare națiunii, aduce vindecare în toate domeniile și în numele Tău îl înălțăm peste națiunea noastră. Rostim cuvânt profetic de restaurare, rostim cuvânt profetic de trezire spirituală, rostim cuvânt profetic peste națiune. Națiunea se ridică și umblă în puterea Duhului Sfânt. Națiunea se ridică și umblă în puterea Duhului Sfânt și Te înalță pe Tine. Tată, îți mulțumim. Doamne, Tată, ne închinăm înaintea Ta. Sfințească-se în numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și în națiunea noastră și îți mulțumim în numele Domnului Iisus, îți mulțumim. Aleluia. Amin. Doamne, și Doamne, ne rugăm pentru acest sezon nou, Doamne, ca un timp și un moment de răscruce, Doamne, în dinamica spirituală din România. Îți mulțumesc pentru revărsarea Duhului Tău cel Sfânt. Doamne, fă-ne pe fiecare slujitor în diverse locuri, moduri, feluri, Doamne, biserici, organizații, să fim instrumentele Tale pentru revărsarea Duhului Sfânt, pentru lucrarea Duhului Sfânt în putere în România în următorul sezon. În numele Domnului Iisus. Amin. Ce v-aș ruga? Spuneți un cuvânt ca Alfa Mega să fie în continuare un canal de revărsare a lucrării Duhului Sfânt peste România. Cum a spus dumneavoastră? M-a spus eu. Aleluia, să fie. Amin. Tată, să fie. Tată, să fie. Amin. Așa cum ai rostit la început să fie, rostim și în seara asta să fie. Amin. Și lucrurile iau ființă pentru ca lucrarea Alfa Omega să fie și să rămână ceea ce este voia Ta prin, în timpul acesta, sezoane după sezoane, atâta vreme cât hotărăști Tu. Și totodată cerem această protecție, în, să fie protecție, să fie ocrotire, în numele Lui Iisus, în numele Lui Iisus, să fie resurse umane, spirituale, financiare, să fie în numele Domnului Iisus. Aleluia! Aș vrea să citesc un cuvânt de binecuvântare, este scris în Cartea Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 8. Știu faptele Tale. Iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit în numele meu. Amin. Rostim că această ușă rămâne permanent deschisă. Amin. Această ușă rămâne permanent deschisă. O ușă deschisă pentru Evanghelie în numele Domnului Iisus. Să fie. Amin. Ai un gând final? Mulțumim, Domnule. Mulțumim Domnului, mulțumim invitațiilor noștri. Pentru aceea și mulțumim dumneavoastră că ați fost parte cu noi până la această oră târzie din noapte la o emisiune despre revărsarea Duhului Sfânt în vremurile de pe urmă. Dumnezeu să o binecuvânteze. Sărbători fericite în acest timp de sărbătoare religioasă între Paște și Cinzecime. Mulțumim încă o dată. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Oh.